Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis. Dumnezeul în trei persoane. Episodul anterior s-a ocupat de diferența dintre naștere și facere. Un om de naștere unui copil, dar nu poate face decât o statuie. Dumnezeu îl naște pe Hristos dar el îi face pe oameni. Spunând aceasta, eu am ilustrat numai o idee cu privire la Dumnezeu, și anume că ceea ce naște Dumnezeu Tatăl este Dumnezeu, ceva de aceeași natură cu el însuși. În sensul acesta, este ca și un tată uman care naște un fiu. Dar lucrurile nu stau tocmai așa. De aceea, va trebui să încerc să explic ceva mai mult. Mulți oameni spun astăzi, eu cred într-un Dumnezeu, dar nu într-un Dumnezeu personal. Ei au sentimentul că acel ceva misterios care este îndărâtul tuturor lucrurilor trebuie să fie mai mult decât o persoană. Creștinii sunt de acord cu aceasta. Dar creștinii sunt singurii care oferă o idee despre cum este acea ființă care este dincolo de personalitate. Toți ceilalți oameni Deși ei spun că Dumnezeu este dincolo de personalitate, cred de fapt că El este ceva impersonal. Cu alte cuvinte, ceva mai puțin decât personal. Dacă cauți ceva suprapersonal, ceva mai mult decât o persoană, atunci nu ai de ales între creștinism și celelalte concepții, deoarece numai creștinismul oferă o asemenea idee. Unii oameni cred că după viața aceasta, sau poate după câteva vieți, sufletele umane vor fi absorbite în Dumnezeu. Dar când încearcă să explice ce înțeleg prin aceasta, ei par să creadă că absorbirea ființei noastre în Dumnezeu este la fel ca și absorbirea unui lucru material în altul. Ei spun că este ca și un strop de apă care se pierde în mare. Desigur, aceasta marchează sfârșitul stropului de apă. Dacă acest lucru se întâmplă cu noi, atunci a fi absorbit înseamnă a înceta să existi. Numai creștinii au o concepție despre felul în care sufletele umane pot să fie asimilate în viața lui Dumnezeu și totuși să rămână ele însele, de fapt să fie cu mult mai mult decât înainte, ele însele. V-am atras atenția că teologia este practică. Întregul scop pentru care existăm noi este să fim asimilați în viața lui Dumnezeu. Ideile greșite cu privire la viața aceea vor face mai dificil lucrul acesta. Și acum, pentru câteva minute, trebuie să vă cer să mă urmăriți cu mare atenție: știți că în spațiu vă puteți mișca în trei direcții. La stânga sau la dreapta, înainte sau înapoi, în sus sau în jos. Orice direcție este una din aceste trei sau un compromis între ele. Ele sunt numite cele trei dimensiuni ale spațiului. Observați următorul lucru. Dacă folosiți o singură dimensiune, puteți trage numai o linie dreaptă. Dacă folosiți două dimensiuni, puteți desena o figură să zicem, un pătrat. Pătratul este alcătuit din patru linii drepte. Să mergem un pas mai departe. Dacă aveți trei dimensiuni, puteți construi ceea ce numim un corp solid, să zicem un cub, ceva ca și un zar sau ca și o bucată de zahăr. Cubul este alcătuit din șase pătrate. Înțelegeți care este ideea? O lume cu o singură dimensiune ar fi o linie dreaptă. Într-o lume cu două dimensiuni, continui să ai linii drepte, dar multe linii drepte alcătuiesc o figură plană. Într-o lume cu trei dimensiuni, continui să ai figuri plane, dar multe asemenea figuri alcătuiesc un corp solid. Cu alte cuvinte, cu cât avansezi spre nivele mai reale și mai complicate, nu renunți la lucrurile pe care le-ai găsit la nivelele mai simple. Continui să le ai, dar ele sunt combinate în moduri noi. În moduri pe care nu ți le-ai fi putut imagina dacă ai fi cunoscut numai nivelele mai simple. Modul în care creștinismul îl descrie pe Dumnezeu implică același principiu. Nivelul uman este un nivel simplu și relativ fără conținut. La nivelul uman, fiecare persoană este o ființă și oricare două persoane sunt două ființe separate. În tocmai cum într-o lume cu două dimensiuni, să zicem o foaie de hârtie, un pătrat este o figură și oricare două pătrate sunt două figuri separate. În planul divin, continui să găsești personalități, dar aici le întâlnești combinate în moduri noi, pe care noi, cei care nu trăim la nivelul acela, nu ni le putem imagina. În dimensiunea lui Dumnezeu, dacă putem spune astfel, întâlnește o ființă care este trei persoane și totuși rămâne o singură ființă, la fel cum un cub este șase pătrate și totuși rămâne un singur cub. Desigur, noi nu ne putem imagina plenar o ființă de felul acela. La fel cum, dacă noi am fi creați în așa fel încât să percepem, numai două dimensiuni ale spațiului, nu ne-am putea imagina în mod adecvat un cub. Dar ne putem forma o idee vagă cu privire la această ființă. Când facem aceasta, pentru prima oară în viețile noastre, atunci obținem o idee pozitivă, oricât de vagă ar fi ea, despre ceva suprapersonal, ceva mai mult decât o persoană. Este ceva ce nu ne-am fi putut închipui niciodată, și totuși, ceva ce, atunci când ne-a fost descris, aproape că avem sentimentul că ar fi trebuit să ne putem imagina, deoarece se potrivește atât de bine cu toate lucrurile pe care le cunoaștem deja. Ați putea întreba: Dacă nu ne putem imagina o ființă tripersonală, ce rost are să vorbim despre ea? Ei bine, n-are rost să vorbim despre ea. Important este însă să fim asimilați în acea viață tripersonală și lucrul acesta poate începe oricând, chiar acum, dacă vreți. Ce vreau să spun prin aceasta? Un creștin de rând îngenunchează și rostește o rugăciune. El încearcă să intre în contact cu Dumnezeu. Dar dacă el este creștin, el știe că ceea ce îl determină să se roage este de asemenea Dumnezeu am putea spune că Dumnezeu vorbește înăuntrul lui. Dar el știe de asemenea că orice cunoaștere reală a lui Dumnezeu vine prin Hristos, omul care a fost Dumnezeu. Hristos este alături de el, ajutându-l să se roage, rugându-se pentru el. Înțelegeți ce se întâmplă? Omul se roagă lui Dumnezeu. Dumnezeu este ținta pe care încearcă să o atingă. Dumnezeu este de asemenea înăuntrul omului și îl impulsionează. Este puterea care îl motivează. Dumnezeu este de asemenea calea sau podul peste care este împins să treacă pentru a-și atinge ținta. În felul acesta, întreaga viață întreită a ființei tripersonale se desfășoară în dormitorul acela obișnuit unde un om de rând își rostește rugăciunile. Omul este atras într-un gen superior de viață, ceea ce eu numesc zoe sau viață spirituală. El este atras în Dumnezeu, este atras de Dumnezeu, în timp ce rămâne totuși el însuși. Așa a început teologia. Oamenii știau deja despre Dumnezeu într-un mod vag. Apoi, a venit un om care a pretins că este Dumnezeu. Nu a fost genul de om pe care să-l poți socoti să nebun. El i-a făcut pe oameni să creadă în el. Ei l-au întâlnit din nou după ce au văzut cum a fost omorât. Și apoi, după ce au format o mică societate sau comunitate, ei l-au descoperit pe Dumnezeu și înăuntrul lor. Călăuzindu-i, Făcându-i în stare să facă lucruri pe care nu le puteau face înainte. Și când au analizat toate acestea, ei au văzut că au ajuns la definiția creștină a Dumnezeului Tripersonal. Definiția aceasta nu este ceva ce am născocit noi. Teologia este, într-un sens, cunoaștere experimentală. Religiile simple sunt cele care sunt născocite. Când eu spun că este o cunoaștere experimentală într-un sens, vreau să spun prin aceasta că în anumite privințe este ca și celelalte științe experimentale, dar nu în toate privințele. Dacă ești un geolog care studiază roci, trebuie să te duci la roci și să găsești rocile. Inițiativa este în totalitate de partea ta. Rocile nu pot să te ajute și nici să te împiedice. Să presupunem, însă, că ești un zoolog și că vrei să fotografiezi animale sălbatice în cadrul lor natural. Lucrul acesta este diferit de studiul rocilor. Animalele sălbatice nu vor veni la tine, dar ele pot fugi de tine. Dacă nu stai foarte liniștit, ele vor fugi. Începe să existe o fărâmă de inițiativă de partea lor. Să trecem la un nivel mai înalt. Să presupunem că vrei să cunoști pe un om. Dacă el este hotărât să nu te lase, nu-l vei putea cunoaște. Trebuie să-i câștigi încrederea. În cazul acesta, inițiativa este împărțită în mod egal. Este nevoie de doi oameni ca să realizeze o prietenie. Când este vorba de a-l cunoaște pe Dumnezeu, inițiativa este de partea lui. Dacă el nu se revelează pe sine. Nimic din ce poți face tu nu ți va permite să-l cunoști. Și de fapt, el se revelează unor oameni în mai mare măsură decât altora, nu pentru că ar avea favoriți, ci pentru că îi este imposibil să se reveleze unui om ale cărui minte și caracter sunt într-o stare nepotrivită. La fel cum lumina soarelui, deși nu are favoriți, nu poate fi reflectată de o oglindă prăfuită, la fel de bine ca și de o oglindă curată. Am putea formula ideea aceasta în alt fel, spunând că în timp ce în celelalte științe instrumentele pe care le folosești sunt exterioare omului, instrumente cum sunt microscoapele sau telescoapele, instrumentul prin care îl vezi pe Dumnezeu este întreaga ta ființă. Dacă eul omului nu este păstrat, curat și strălucitor, îl vei vedea pe Dumnezeu neclar, la fel cum ai vedea luna dacă ai privi printr-un telescop murdar. Acesta este motivul pentru care popoarele sălbatice au religii sălbatice. Ele s-au uitat la Dumnezeu prin lentile murdare. Dumnezeu se poate revela pe sine așa cum este, în realitate, numai unor oameni reali. Aceasta nu înseamnă doar oameni care sunt buni în mod individual. Ci oameni care sunt uniți într-un trup, iubindu-se unii pe alții, ajutându-se unii pe alții, arătându-l pe Dumnezeu unii altora. Așa a intenționat Dumnezeu să fie omenirea, ca și cântăreții dintr-o orchestră, ca și organele dintr-un trup. În consecință, singurul instrument cu adevărat adecvat pentru a învăța despre Dumnezeu este întreaga comunitate creștină. Așteptându-l unită. Comunitatea creștină este, ca să zicem așa, echipamentul tehnic pentru această știință, echipamentul de laborator. Acesta este motivul pentru care toți acești oameni, care la fiecare câțiva ani vin cu un patent de religie simplificată ca să înlocuiască tradiția creștină, nu fac decât să-și irosească timpul. La fel ca și un om care, deși nu are niciun instrument în afară de un binoclu vechi, încearcă să-i contrazică pe toți astronomii. Poate că el este deștept, s-ar putea să fie mai deștept decât unii astronomi adevărați, dar el nu își acordă nicio șansă. Peste doi ani, toată lumea va fi uitat complet de el, dar adevărata știință continuă să progreseze. Dacă creștinismul ar fi ceva născocit de noi, este cert că l-am putea face mai ușor. Dar nu este. În ceea ce privește simplitatea, noi nu putem concura cu oamenii care inventează religii. Cum am putea să concurăm cu ei? Noi avem de-a face cu un fapt real. Bineînțeles că oricine poate născoci o religie simplă dacă nu are fapte reale de care trebuie să țină seama. Timp și dincolo de timp. Este foarte greșit să spui că atunci când citești o carte nu este permis să sari peste vreun pasaj. Toți oamenii cu spirit de discernământ sar peste un pasaj atunci când ajung la un capitol pe care nu-l văd folositor pentru ei. În episodul acesta voi vorbi despre ceva care s-ar putea să le fie de folos unor ascultători dar care s-ar putea să le pară altora o complicație inutilă. Dacă faceți parte din a doua categorie de ascultători, sfatul meu este să nici nu vă bateți capul să ascultați acest episod. În episodul anterior a trebuit să ating subiectul rugăciunii și câtă vreme lucrul acesta este încă proaspăt în mințile voastre și în mintea mea, aș vrea să mă refer la o dificultate pe care o au unii cu privire la întreaga idee de rugăciune. Cineva a exprimat-o în felul următor: Eu pot crede în Dumnezeu, dar ce nu pot accepta este ideea că el ascultă câteva sute de milioane de oameni care îi se adresează toți în același moment. Am descoperit că foarte mulți oameni au sentimentul acesta. Acum, primul lucru pe care trebuie să-l observăm este că ceea ce creează dificultatea este expresia în același moment. Cei mai mulți dintre noi își pot imagina că Dumnezeu ascultă oricât de multe cereri, numai dacă ar veni una câte una și dacă El ar avea la dispoziție un timp nesfârșit. În spatele acestei dificultăți stă de fapt ideea că Dumnezeu ar trebui să încadreze prea multe lucruri într-un singur moment din timp. Ei bine, lucrul acesta se întâmplă cu noi, cu toți. Viața noastră ne vine clipă de clipă. O clipă dispare mai înainte ca să vină următoarea, și în fiecare clipă se poate realiza foarte puțin. Aceasta este natura timpului. Și, bineînțeles, că tu și eu avem tendința să considerăm că este de la sine înțeles că această succesiune a timpului, acest aranjament de trecut, prezent și viitor, nu este doar modul în care se desfășoară viața noastră, ci modul în care există în realitate toate lucrurile. Noi avem tendința să presupunem că întregul univers și Dumnezeu însuși se deplasează întotdeauna de la trecut la viitor, la fel ca și noi. Dar mulți oameni învățați nu sunt de acord cu ideea aceasta. Teologii au fost cei din tâi care au lansat ideea că unele lucruri nu sunt în timp. Mai târziu, ideea a fost preluată de filozofi, iar acum oamenii de știință fac același lucru. Este aproape cert că Dumnezeu nu este în timp. Viața lui nu constă din momente care se scurg unul după altul. Dacă un milion de oameni îi se roagă lui la ora 10.30 astă seară, nu este nevoie ca el să-i asculte pe toți în fracțiunea aceea de timp pe care noi o numim 10:30. 10:30 și orice alt moment de la începutul lumii este întotdeauna prezent pentru el. Dacă vrei, el are la dispoziție toată veșnicia ca să asculte la rugăciunea înălțată într-o frântură de secundă de un pilot când avionul lui se prăbușește cuprins de flăcări. Știu că lucrul acesta este dificil de înțeles. Permiteți-mi să încerc să vă dau un alt exemplu asemănător cu acesta. Să presupunem că eu scriu un roman. Eu scriu. Maria a pus jos lucrul la care tricota. În clipa următoare s-a auzit o bătaie la ușă. Pentru Maria, care trebuie să trăiască în timpul imaginar din povestea mea nu există niciun interval de timp între punerea lucrului jos și auzirea bătăii în ușă. Dar eu, care sunt creatorul Mariei, nu trăiesc nici de cum în timpul acela imaginar. Între scrierea primei și celei de-a doua jumătăți a propoziției, eu s-ar putea să stau jos trei ore și să mă gândesc fără încetare la Maria. Aș putea să mă gândesc la Maria ca și cum ea ar fi singurul personaj din carte, și aș putea să mă gândesc oricât de mult, iar ceasurile pe care le-am petrecut astfel nu ar apare deloc în timpul Mariei, timpul din povestire. Aceasta nu este o ilustrație perfectă, dar s-ar putea să ne dea o idee despre ce cred eu că este adevărul. Dumnezeu nu este atras în curentul timpului din acest univers, după cum nici autorul nu este atras în timpul imaginar din romanul său. Dumnezeu are o atenție infinită rezervată pentru fiecare dintre noi. El nu trebuie să se ocupe de noi în masă. Ești la fel de singur cu El, ca și cum ai fi singura persoană pe care a creat-o El. Când Hristos a murit, El a murit pentru tine individual, ca și cum tu ai fi fost singurul om din întreaga lume. Ilustrația mea este deficitară în următoarea privință. În această ilustrație, autorul iese dintr-un cadru temporal, cel al romanului, numai când intră într-un alt cadru temporal, cel real. Dar eu cred că Dumnezeu nu trăiește într-un cadru temporal. Viața lui nu se scurge o clipă după alta, ca și a noastră. Lucrurile nu stau așa. El este încă în 1920. Și este deja în 1999. Viața lui este el însuși. Dacă vă imaginați timpul ca o linie dreaptă de-a lungul căreia trebuie să mergem, atunci trebuie să vi l închipuiți pe Dumnezeu ca întreaga pagină pe care este trasă linia. Noi trebuie să trecem de la un punct la altul. Noi trebuie să părăsim punctul A înainte de a ajunge la B. Și nu putem ajunge la C decât după ce am părăsit B. Dumnezeu, de sus sau din afară, sau din prejur, conține întreaga linie și vede totul. Merită să încercați să înțelegeți ideea, deoarece ea îndepărtează unele dificultăți aparente ale creștinismului. Înainte de a deveni creștin, una dintre obiecțiile mele a fost următoarea: Creștinii spun că Dumnezeul Etern, care este pretutindeni și care menține întregul Univers în mișcare, a devenit cândva om. Ei bine, mi-am spus eu, cum a continuat Universul să funcționeze când Dumnezeu a fost copil mic sau când a dormit? Cum a putut el să fie Dumnezeu care cunoaște totul și, în același timp, om care îi întreabă pe ucenicii săi cine m-a atins? Observați că dificultatea stă în cuvintele care exprimă timpul: când era copil sau în același timp. Cu alte cuvinte, eu am presupus că viața lui Hristos ca Dumnezeu se desfășura în timp și că viața lui ca omul Isus din Palestina a fost o scurtă perioadă din acel timp, la fel cum perioada de serviciu militar a fost o perioadă mai scurtă scoasă din viața mea totală. Și acesta este modul în care probabil că gândim cei mai mulți dintre noi în privința aceasta. Noi ne-l imaginăm pe Dumnezeu trecând printr-o perioadă când viața lui umană era încă de domeniul viitorului, urmând apoi o perioadă când a fost trăită în prezent și trecând mai departe la o perioadă când a putut privi în urmă spre ea ca spre ceva de domeniul trecutului. Probabil că aceste idei nu corespund cu nimic din realitate. Nu poți încadra viața pământească a lui Hristos din Palestina în nicio relație temporală cu viața lui ca Dumnezeu dincolo de spațiu și timp. După părerea mea, este un adevăr atemporal cu privire la Dumnezeu că natura umană și experiența umană de slăbiciune, de somn și de ignoranță sunt incluse oarecum în întreaga lui viață divină. Din punctul nostru de vedere, această viață umană a lui Hristos s-a desfășurat într-o anumită perioadă din istoria lumii noastre, de la anul întâi după Hristos până la răstignire. De aceea, noi ne-o imaginăm ca pe o perioadă din însăși istoria existenței lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu are istorie. El este prea complet și cu desăvârșire real ca să poată avea o istorie. A avea istorie înseamnă, desigur, pierderea unei părți a realității tale, deoarece s-a scurs deja în trecut, și înseamnă lipsa unei părți, deoarece încă este în viitor. Înseamnă, de fapt, să nu ai nimic în afară de un prezent neînsemnat care s-a dus mai înainte ca să poți vorbi despre el. Chiar și noi sperăm ca, într-o zi, să nu ne mai împărțim existența în felul acesta. Apare o altă dificultate dacă noi credem că Dumnezeu există în timp. Oricine care crede în Dumnezeu crede că El știe ce vom face, tu și eu, mâine. Dar, dacă El știe că eu voi face cu tare și cu tare lucru, cum se poate să fiu liber să fac altceva? Ei bine, dificultatea apare din concepția noastră că Dumnezeu progresează la fel ca și noi de-a lungul liniei timpului. Singura diferență fiind că el poate vedea în viitor, în timp ce noi nu putem vedea în viitor. Ei bine, dacă acesta ar fi adevărul, dacă Dumnezeu ar vedea dinainte faptele noastre, ar fi foarte greu să înțelegem cum am putea fi liberi să nu le facem. Dar să presupunem că Dumnezeu este în afara și deasupra liniei timpului. În cazul acesta, ceea ce noi numim mâine, este vizibil pentru el, la fel ca și ceea ce numim astăzi. Toate zilele sunt acum pentru el. El nu își amintește că ai făcut anumite lucruri ieri. El te vede că le faci, deoarece, deși tu ai pierdut ziua de ieri, el nu a pierdut-o. El nu prevede lucrurile pe care le vei face mâine. El te vede făcându-le, deoarece, deși mâine încă nu a ajuns la tine, mâine este la el. Nu presupui că acțiunile tale din clipa aceasta ar fi mai puțin libere, deoarece Dumnezeu știe ce faci. Ei bine, el cunoaște acțiunile tale de mâine în exact același mod, deoarece el este deja în mâine și te poate vedea. Într-un sens, el nu cunoaște acțiunile tale decât după ce le-ai făcut. Dar momentul când le vei face este deja acum pentru el. Ideea aceasta m-a ajutat mult pe mine. Dacă nu vă ajută, dați-i pace. Este o idee creștină în sensul că mulți creștini, mari și înțelepți, au acceptat-o și că nu există în ea nimic contrar creștinismului. Dar nu este în Biblie sau în vreunul dintre credeuri. Poți fi un creștin foarte bun fără să o accepti sau poți nici măcar să nu te gândești deloc la această problemă. Infecția bună. Încep acest episod cerându-vă să vă formați în minte o imagine clară. Imaginați-vă două cărți care stau pe masă, una peste cealaltă. Este evident faptul următor: cartea de jos o ține pe cealaltă sus, o susține. Datorită cărții de jos, cartea de sus se află la, să zicem, 5 cm deasupra suprafeței mesei, în loc să fie în contact cu masa. Să numim cartea de jos A, iar cea de sus B. Poziția lui A determină poziția lui B. Este clar? Să ne imaginăm acum, și lucrul acesta nu se poate întâmpla în realitate, desigur, dar va fi util pentru ilustrație, că amândouă cărțile au fost în poziția aceea din veșnicie. În cazul acesta, poziția lui B ar fi rezultat întotdeauna din poziția lui A. Dar, în același timp, poziția lui A nu ar fi putut exista înainte de poziția lui B. Cu alte cuvinte, rezultatul nu vine după cauză. De obicei, desigur, rezultatul vine după cauză. Întâi mănânci castraveți și după aceea ai indigestie. Dar lucrurile nu stau așa cu toate cauzele și cu toate rezultatele. Veți vedea peste o clipă de ce cred eu că lucrul acesta este important. Am spus în urmă cu câteva episoade că Dumnezeu este o ființă care conține trei persoane, și cu toate acestea rămâne o singură ființă, la fel cum un cub conține șase pătrate, și cu toate acestea rămâne un singur corp geometric dar de îndată ce încep să încerc să explic cum sunt legate aceste trei persoane, eu trebuie să folosesc cuvinte care sună de parcă una dintre ele ar fi existat înaintea celorlalte. Prima persoană este numită tatăl și cea de-a doua fiul. Noi spunem că prima o naște sau o produce pe a doua. Vorbim despre naștere și nu facere. Deoarece ceea ce produce tatăl este de aceeași natură cu el. În sensul acesta, tată este singurul cuvânt care trebuie folosit. Dar, din nefericire, lucrul acesta sugerează că el ar fi existat primul, la fel cum un tată uman există înainte de fiul său. Dar lucrurile nu stau așa. Nu există înainte și după, în această privință. Și tocmai acesta este motivul pentru care am petrecut timp încercând să arăt clar cum un lucru poate fi sursa sau cauza sau originea altui lucru, fără ca să fi existat înainte de acesta. Fiul există deoarece tatăl există, dar nu a existat un timp înainte ca tatăl să-l producă pe fiul. Poate că cel mai bun mod de a ne gândi la aceasta este următorul. Eu v-am cerut să vă imaginați cele două cărți, și probabil că cei mai mulți vi le-ați imaginat. Adică v-ați imaginat ceva și ca rezultat ați obținut o imagine mentală. Este evident că actul de imaginare a fost cauza, iar imaginea mentală a fost rezultatul. Dar aceasta nu înseamnă că întâi ați făcut actul de imaginare și după aceea ați obținut imaginea. În momentul în care ați făcut-o, imaginea era deja acolo. Voința voastră va a păstrat imaginea în gând tot timpul. Și totuși, actul voinței și imaginea au început și s-au sfârșit în exact același moment. Dacă ar fi existat o ființă care a existat dintotdeauna și care și-a imaginat dintotdeauna un lucru, actul acela ar fi produs întotdeauna o imagine mentală. Dar imaginea aceea ar fi la fel de eternă ca și actul în sine. Tot așa trebuie să ne gândim și la fiul care provine din tatăl, ca și lumina de la o lampă, ca și căldura de la foc, ca și gândurile de la minte. El este exprimarea de sine a Tatălui, ceea ce are de spus Tatăl. Și nu a existat niciodată un timp când El să nu o spună. Dar ați observat ce s-a întâmplat. Toate aceste imagini cu lumina și căldura fac să sune de parcă Tatăl și Fiul ar fi două lucruri și nu două persoane. Așa încât, la urma urmei, imaginea Noului Testament despre Tatăl și Fiul se dovedește a fi mult mai exactă decât orice altceva cu care am încercat să o înlocuim. Lucrul acesta se întâmplă întotdeauna când te îndepărtezi de cuvintele Bibliei. Poți să te îndepărtezi de ele pentru o clipă, pentru a clarifica o anumită idee, dar întotdeauna trebuie să te întorci la ea. Bineînțeles că Dumnezeu știe cum să se descrie pe sine mult mai bine decât știm noi să-L descriem. El știe că relația dintre tată și fiu este mult mai asemănătoare cu relația dintre prima și a doua persoană, decât orice alt lucru la care ne-am putea gândi. Cel mai important lucru de știut este că între ei este o relație de dragoste. Tatăl își găsește plăcere în fiul. Fiul privește cu respect spre tatăl său. Înainte de a trece mai departe. Observați importanța practică a acestui fapt. Întâlnești tot felul de oameni repetând afirmația creștină că Dumnezeu este dragoste. Dar se pare că ei nu observă că aceste cuvinte Dumnezeu este dragoste nu au sens decât dacă Dumnezeu conține cel puțin două persoane. Dragostea este ceva ce o persoană are pentru alta. Dacă Dumnezeu ar fi o singură persoană, atunci, înainte de a fi creat lumea, el nu a fost dragoste. Desigur, lucrul la care se referă oamenii când spun că Dumnezeu este dragoste, este ceva cu totul diferit. De fapt, ei spun că dragostea este Dumnezeu. Ei realmente cred că sentimentele noastre de dragoste, oricare ar fi ele și oricum ar lua naștere și oricare ar fi rezultatele pe care le produc, Trebuie să fie tratate cu mare respect. Poate că trebuie, dar afirmația aceasta este cu totul diferită de ceea ce înțeleg creștinii prin cuvintele Dumnezeu este dragoste. Ei cred că activitatea vie și dinamică a dragostei a avut loc în Dumnezeu din veșnicie și a creat toate celelalte lucruri. Probabil că aceasta este cea mai importantă diferență dintre creștinism și toate celelalte religii. În creștinism, Dumnezeu nu este un lucru static, nici măcar o persoană statică, ci este dinamic, pulsează de activitate, este viață, este aproape un fel de dramă. Aproape că este, dacă nu veți considera lipsit de respect ce spun, un fel de dans. Unirea dintre tatăl și fiul este un lucru atât de concret încât, însăși, această unire este o persoană. Îmi dau seama că lucrul acesta este aproape de neconceput, dar gândiți-vă la el în felul următor. Știți că, între ființele umane, când se adună la oaltă în familie sau la club sau în altă parte, oamenii vorbesc despre spiritul acelei familii. Al acelui club sau al acelei organizații. Ei vorbesc despre spirit, deoarece membrii individuali, când sunt la oaltă, își formează un mod particular de a vorbi și de a se comporta, pe care nu le-ar fi avut dacă ar fi rămas separați. Bineînțeles că această comportare colectivă poate să fie mai bună sau mai rea decât comportarea individuală este ca și cum ar fi luat ființă un fel de personalitate comună. Desigur, nu este o persoană reală, este doar ceva ce se aseamănă cu o persoană. Dar tocmai aceasta este una dintre diferențele dintre Dumnezeu și noi. Ceea ce rezultă din viața unită a tatălui și fiului este o persoană reală. Este de fapt a treia dintre cele trei persoane care sunt Dumnezeu. A treia persoană este numită în limbaj tehnic Duhul Sfânt sau Spiritul lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați și nu fiți surprinși dacă descoperiți că în mintea voastră el este mai vag sau mai nedefinit decât celelalte două persoane. Cred că există un motiv pentru care trebuie să fie așa. În viața creștină, de obicei, noi nu privim la el. El acționează întotdeauna prin noi. Dacă te gândești la tatăl ca la cineva care se află acolo, în fața ta, și la fiul ca la cineva care este alături de tine, ajutându-te să te rogi, încercând să te transforme într-un alt fiu al tatălui, atunci trebuie să te gândești la a treia persoană ca la ceva dinăuntru sau din apoi a ta. Poate că unii oameni vor găsi că este mai ușor să înceapă cu a treia persoană și să facă drumul invers. Dumnezeu este dragoste și dragostea aceea lucrează prin oameni, mai ales prin întreaga comunitate de creștini. Dar acest spirit al dragostei este, din veșnicie, o dragoste permanentă între tatăl și fiul. Și acum. Ce importanță are faptul acesta? Are o importanță mai mare decât orice în lume. Întregul dans sau întreaga dramă sau întregul tipar al acestei vieți tripersonale trebuie să se desfășoare în fiecare dintre noi. Sau, forma reciprocă a afirmației, fiecare dintre noi trebuie să intre în acel tipar, să-și ia locul în acel dans. Nu există nicio altă cale spre fericirea pentru care am fost creați. Lucrurile bune, cât și cele rele, după cum știți, se molipsesc printr-un fel de infecție. Dacă vreți să vă încălziți, trebuie să stați aproape de foc. Dacă vreți să vă udați, trebuie să intrați în apă. Dacă vreți bucurie, putere, pace, viață veșnică trebuie să vă apropiați sau să intrați chiar în lucrul care le are. Ele nu sunt un premiu pe care Dumnezeu ar putea, dacă ar vrea, să-l dea oricui. Ele sunt un izvor de energie și de frumusețe care izbucnește chiar din centrul realității. Dacă ești aproape de el, stropii lui te vor uda. Dacă nu ești aproape, vei rămâne uscat. Odată ce un om este unit cu Dumnezeu, cum s-ar putea să nu trăiască pentru totdeauna? Odată ce un om este separat de Dumnezeu, cum s-ar putea să nu se ofilească și să nu moară? Dar cum să te unești cu Dumnezeu? Cum este posibil ca noi să fim înglobați în această viață tripersonală? Vă aduceți aminte că într-un episod anterior am vorbit despre naștere și facere. Noi nu suntem născuți de Dumnezeu, noi suntem doar făcuți de El. În starea noastră naturală, noi nu suntem fii ai lui Dumnezeu, ci, am putea spune, suntem doar statui. Noi nu avem zoe sau viața spirituală, avem doar bios sau viața biologică care se epuizează și care moare. Oferta pe care o face creștinismul este următoarea: Dacă noi îl lăsăm pe Dumnezeu să facă ceea ce vrea, noi putem ajunge părtași ai vieții lui Hristos. În felul acesta vom fi părtași ai vieții care a fost născută, nu făcută, care a existat dintotdeauna și care va exista întotdeauna. Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dacă suntem părtași la această viață, vom fi și fii ai lui Dumnezeu. Îl vom iubi pe tatăl, la fel ca și fiul, cu o dragoste pe care Duhul Sfânt o produce în noi. El a venit în lumea aceasta și a devenit om pentru ca să răspândească la alți oameni viața pe care o are el, prin ceea ce eu numesc o infecție bună. Orice creștin trebuie să devină un mic Hristos. Acesta este singurul scop pentru a deveni creștini. Încăpățânații soldați de plumb Fiul lui Dumnezeu a devenit om ca să le dea oamenilor capacitatea să devină fi ai lui Dumnezeu. Noi nu știm, sau cel puțin eu nu știu, ce s-ar fi întâmplat dacă rasa umană nu s-ar fi răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și nu s-ar fi alăturat dușmanului? Poate că orice om ar fi fost în Hristos, ar fi fost părtaș vieții Fiului lui Dumnezeu din momentul nașterii. Poate că bios sau viața naturală ar fi fost absorbită de îndată în zoe, viața necreată și acesta ar fi fost cursul normal. Dar toate acestea sunt doar presupuneri. Noi suntem preocupați de modul în care se desfășoară lucrurile acum. Starea actuală a lucrurilor este următoarea. Cele două feluri de viață nu numai că sunt diferite, ele au fost dintotdeauna astfel, ci sunt și opuse. Viața naturală din fiecare dintre noi este ceva egocentric. Ea vrea să fie răsfățată și admirată să profite de alte vieți, să exploateze întregul univers. Și lucrul pe care îl vrea în mod deosebit este să fie lăsată singură, să fie ținută la distanță de orice este mai bun, mai puternic sau superior, de orice care ar putea o face să se simtă mică. Îi este teamă de lumina și aerul lumii spirituale, la fel cum oamenilor care au fost crescuți în mizerie le este teamă să facă baie. Pe undeva are dreptate. Știe că dacă o pătrunde lumina spirituală, atunci tot egocentrismul și toată încăpățânarea trebuie să fie ucise și ea este gata să lupte cu un ca să evite acest lucru. V-ați gândit vreodată, când ați fost copii, cât de amuzant ar fi dacă jucăriile voastre ar căpăta viață? Ei bine, să presupunem că ați fi putut cu adevărat să le aduceți la viață. Imaginați-vă că ați transforma un soldat de plumb într-un omuleț adevărat. Ar însemna să transformați plumbul în carne. Și să presupunem că soldatului de plumb nu i-ar place schimbarea. Pe el nu îl interesează carnea. Singurul lucru pe care îl observă el este că plumbul este alterat. El crede că îl ucizi. El va face tot ce poate ca să împiedice lucrul acesta. Dacă ar sta în puterea lui, el nu s-ar lăsa transformat în om. Nu știu ce ați făcut cu acel soldat de plumb, dar iată ce a făcut Dumnezeu. A doua persoană din Dumnezeu, fiul, a devenit el însuși om, s-a născut în lume ca om adevărat, un om real de o anumită înălțime, cu păr de o anumită culoare, vorbind o anumită limbă, având o anumită greutate. Ființa Eternă, care cunoaște totul și care a creat întregul Univers, nu numai că a devenit om, ci înainte de aceasta, a fost un prunc și înainte de aceasta a fost un fetus în pântecele unei femei. Dacă vreți să vă dați seama ce înseamnă aceasta, gândiți-vă cum v-ar place să deveniți melci sau crabi. Rezultatul acestui fapt a fost că a existat un om care a fost cu adevărat ceea ce au fost destinați să fie toți oamenii. Un om în care viața creată, derivată de la mama sa, a acceptat să fie transformată complet și perfect în viață născută. Creatura umană, naturală din el, a fost absorbită complet în Fiul Divin. Astfel, într-un caz, omenirea a ajuns la țintă, dacă putem spune așa, a intrat în viața lui Hristos. Și deoarece întreaga dificultate pentru noi constă în faptul că viața naturală trebuie, într-un sens, să fie omorâtă, el a ales o viață omenească în care era implicată la fiecare pas omorârea dorințelor sale umane. Sărăcie, neînțelegerea lui de către propria familie, trădarea sa de către unul dintre prietenii intimi, batjocorirea și bătaia în mâinile poliției și execuția prin tortură. Și după aceea, după ce a fost omorât în felul acesta, omorât în fiecare zi, într-un sens, creatura umană din el a revenit la viață, deoarece a fost unită cu Fiul Divin. Omul din Hristos a înviat, nu numai Dumnezeul. Tocmai acesta a fost scopul. Pentru prima oară, noi am văzut un om real. Un soldat de plumb, plumb adevărat, ca și noi toți ceilalți, a devenit pe deplin viu, în toată splendoarea. Ajungem acum, desigur, la un punct în care ilustrația mea cu soldatul de plumb nu mai poate fi aplicată. În cazul adevăraților soldați de plumb sau al statuilor, dacă unul dintre ei ar căpăta viață, lucrul acesta nu ar avea nicio importanță pentru ceilalți, deoarece ei sunt separați. Dar ființele umane nu sunt așa. Ele par separate datorită faptului că le vedem mergând separat una de alta. Dar trebuie să ținem seama că noi suntem construiți în așa fel încât putem vedea numai momentul prezent. Dacă am putea vedea trecutul, cursul lucrurilor ar arăta diferit. A fost o vreme când orice om a făcut parte din mama sa și, încă înainte de aceasta, din tatăl său. Și a fost o vreme când ei au făcut parte din bunicii lui. Dacă ați putea vedea omenirea dispersată în felul acesta în timp, așa cum o vede Dumnezeu, nu ar arăta ca o mulțime de lucruri separate între ele. Ar arăta ca un singur lucru care crește, ca un pom foarte complicat. Fiecare individ ar apare legat de toți ceilalți. Dar nu numai atât. Indivizii nu sunt realmente separați de Dumnezeu, după cum nu sunt separați unul de altul. Orice bărbat, orice femeie și orice copil din întreaga lume simte și respiră în momentul acesta, numai pentru că Dumnezeu îl ține în mișcare, dacă putem spune așa. În consecință, când Hristos devine om, nu este ca și cum te-ai putea transforma într-un anumit soldat de plumb. Este ca și cum ceva care a afectat întotdeauna întreaga masă umană, începe, la un moment dat, să afecteze întreaga masă umană într-un mod nou. Din momentul acela, efectul se răspândește în întreaga omenire. Îi afectează pe oamenii care au trăit înainte de Hristos, cât și pe cei care au trăit după El. Îi afectează pe oamenii care nu au auzit niciodată de El. Este ca și cum ai pune într-un pahar de apă un strop de ceva care dă o culoare sau un gust nou întregului conținut. Desigur, niciuna dintre aceste ilustrații nu este perfectă. Dacă privești lucrurile în perspectivă, Dumnezeu este El însuși și ceea ce face nu poate fi comparat cu nimic altceva. Cu greu te-ai putea aștepta să fie altfel. Prin urmare, care este schimbarea pe care a produs-o El pentru întreaga masă umană? Iată care este. Transformarea noastră în Fii lui Dumnezeu, transformarea dintr-un lucru creat în unul născut, trecerea de la viața biologică temporară la viața spirituală atemporală, a fost realizată pentru noi. Omenirea a fost mântuită deja în principiu. Noi, indivizii, trebuie să ne însușim această mântuire. Dar lucrarea cu adevărat dificilă, partea pe care nu am fi putut-o face noi înșine, a fost făcută pentru noi. Noi nu am fi putut să ne înălțăm la viața spirituală prin propriile noastre eforturi. Viața spirituală a coborât deja în rasa umană. Dacă ne vom deschide ființele pentru omul în care viața spirituală a fost prezentă în mod plenar și care, în ciuda faptului că este Dumnezeu, este și om adevărat, El va face în noi lucrul acela în locul nostru. Aduceți-vă aminte ce am spus despre infecția bună. Cineva din rasa noastră are această viață nouă. Dacă ne apropiem de El, ne vom contamina și noi de la El. Desigur, Lucrul acesta poate fi exprimat în multe feluri. Ai putea spune că Hristos a murit pentru păcatele noastre. Ai putea spune că Tatăl ne-a iertat deoarece Hristos a făcut pentru noi ceea ce ar fi trebuit să facem noi. Ai putea spune că am fost spălați în sângele mielului. Ai putea spune că Hristos a învins moartea. Toate aceste afirmații sunt adevărate. Dacă una dintre ele nu te atrage, lasă-o la o parte și folosește formula care te atrage. Dar orice ai face, nu începe să te cerți cu alți oameni pentru că ei folosesc o formulă diferită de a ta. Două observații Pentru a evita înțelegerea greșită a celor spuse, adaug aici câteva observații cu privire la două aspecte din episodul anterior. Primul. Un critic perspicace mi-a scris întrebându-mă: Dacă Dumnezeu a vrut fi și nu soldați de jucărie, de ce nu a născut mulți fii de la bun început, în loc să facă mai întâi soldați de jucărie pe care apoi să-i aducă la viață printr-un proces atât de dificil și de dureros? O parte a răspunsului la această întrebare este destul de simplă, cealaltă parte probabil că depășește cunoașterea umană. Partea simplă este aceasta. Procesul de transformare din creatură în fiu nu ar fi fost atât de dificil și de dureros dacă rasa umană nu s-ar fi îndepărtat de Dumnezeu în urmă cu multe viacuri. Oamenii au putut să se îndepărteze de Dumnezeu deoarece El le-a dat voință liberă. El le-a dat voință liberă pentru că o lume de simpli roboți nu ar fi putut niciodată să iubească și nu ar fi putut cunoaște niciodată fericirea infinită. Partea dificilă este următoarea. Toți creștinii sunt de acord că există numai un singur fiu al lui Dumnezeu în sensul originar de plin al cuvântului. Dacă insistăm să punem întrebarea, ar fi putut exista mai mulți? Ne trezim în niște ape foarte adânci. Cuvintele ar fi putut exista, au oare vreun sens când îi sunt aplicate lui Dumnezeu? Despre un anumit lucru mărginit, poți spune că ar fi putut fi altceva decât este, deoarece ar fi fost diferit dacă altceva ar fi fost diferit. Și acel altceva ar fi fost diferit dacă un al treilea lucru ar fi fost diferit, și așa mai departe. Literele de pe pagina unei cărți ar fi fost roșii dacă tipograful ar fi folosit cerneală roșie, și el ar fi folosit cerneală roșie dacă i s-ar fi cerut să o facă, și așa mai departe. Dar când vorbim despre Dumnezeu, adică despre realitatea fundamentală, ireductibilă, de care depind toate celelalte realități, este absurd să ne întrebăm dacă ar fi putut fi altfel. Dumnezeu este ceea ce este și discuția se încheie aici. Dar în afară de problema aceasta, eu găsesc o altă dificultate în însăși ideea ca tatăl să fi născut mulți fi din veșnicie. Pentru ca să fie mulți, ei ar fi trebuit să fie oarecum diferiți unul de altul. Două monede de un leu au aceeași formă. De ce sunt totuși două? Pentru că ocupă locuri diferite în spațiu și conțin atomi diferiți. Cu alte cuvinte, pentru a le concepe ca două lucruri diferite, a trebuit să aducem în discuție spațiul și materia. De fapt, a trebuit să aducem în discuție natura sau universul creat. Eu pot înțelege deosebirea dintre tatăl și fiul, fără să aduc în discuție spațiul și materia, deoarece unul este cel ce naște, iar celălalt este născut. Raportul dintre tatăl și fiul nu este același cu raportul dintre Fiul și tatăl. Dar dacă ar exista mai mulți fi, raportul dintre ei și raportul lor cu tatăl ar trebui să fie același. s ar deosebi unul de altul. Desigur, această dificultate nu este observată de la bun început. Noi putem crede că putem formula ideea mai multor fi dar când mă gândesc mai atent, descoper că ideea pare plauzibilă numai pentru că eu mi-am imaginat în mod vag acești fi, ca ființe umane care stau la oaltă într-un gen oarecare de spațiu. Cu alte cuvinte, deși eu am pretins că mă gândesc la ceva ce a existat înainte de a fi fost creat Universul, eu am strecurat pe ușa din dos universul și am pus ceva înăuntrul lui. Când încetez să fac lucrul acesta și continui să mă gândesc la tatăl ca născând mulți fi înainte de a fi lumea, descoper că de fapt nu mă gândesc la nimic. Ideea se mistuie în vorbe goale. Oare a fost creată natura, spațiul și timpul și materia, Tocmai pentru ca să fie posibilă multiplicitatea? Oare nu există niciun alt mod de a obține mai multe spirite eterne decât dacă sunt făcute mai întâi multe creaturi naturale într-un univers, care apoi să fie spiritualizate? Desigur, toate acestea sunt presupuneri. A doua. Ideea că întreaga rasă umană este, într-un sens, un singur lucru, un organism uriaș, ca un pom, nu trebuie confundată cu ideea că diferențele individuale nu au importanță sau că oamenii reali, Ion, Maria și Petru, sunt oarecum mai puțin importanți decât personajele colective, cum sunt clasele sociale, rasele și așa mai departe. Cele două idei sunt, de fapt, în opoziție. Lucrurile care sunt părți ale unui organism unitar pot fi foarte diferite unele de altele. Lucrurile care nu fac parte din același organism pot fi foarte asemănătoare. Șase monede de un leu sunt lucruri individuale, bine separate și foarte asemănătoare. Nasul meu și plămânii mei. Sunt lucruri foarte diferite, dar au viață deoarece fac parte din trupul meu și împărtășesc aceeași viață comună. Creștinismul consideră că oamenii nu sunt doar membri ai unui grup sau articole de pe o listă, ci sunt organe ale unui trup. Ei sunt diferiți unul de altul, dar fiecare contribuie cu ceva ce nu ar putea fi adus de nimeni altul când descoperi că dorești să-i transformi pe copiii tăi, pe elevii tăi sau pe aproapele tău în oameni exact ca și tine, aduți aminte că probabil Dumnezeu nu a intenționat ca să fie așa. Tu și ei sunteți organe diferite. Sunteți destinați să faceți lucruri diferite. Pe de altă parte, când ești ispitit să nu ți pese de necazurile altcuiva pentru că nu te privesc, aduți aminte că deși el este diferit de tine, el face parte din același organism. Dacă uiți că el aparține aceluiași organism cu tine, vei deveni un individualist. Dacă uiți că el este un organ diferit de tine, dacă vrei să suprimi diferențele și să-i faci pe toți oamenii asemănători, vei deveni un totalitarist. Creștinul nu trebuie să fie nici totalitarist și nici individualist. Simt o dorință puternică să vă spun, și cred că și voi simțiți o dorință puternică să-mi spuneți: Care dintre aceste două erori este mai rea? Așa ne atacă diavolul. El trimite întotdeauna erorile în perechi, perechi de lucruri opuse. Și El ne îndeamnă întotdeauna să petrecem mult timp gândindu-ne care dintre ele este mai rea. Înțelegeți de ce nu e așa? El se bazează pe faptul că îți displace una dintre erori și astfel te atrage treptat în cea opusă ei. Să nu ne lăsăm înșelați. Trebuie să ne ținem privirile ațintite asupra țintei și să mergem drept printre cele două erori. Pe noi nu ne preocupă niciuna dintre ele. Permiteți-mi să încep din nou prin a readuce în mințile dumneavoastră două imagini sau două povestiri. Una este povestea pe care ați citit-o cu toții și care este intitulată frumoasa și fiara. Vă aduceți aminte că tânăra frumoasă a trebuit să se mărite Într-un motiv oarecare, cu un monstru. Și apoi, spre ușurarea ei, monstrul s-a transformat într-un om și totul s-a sfârșit cu bine. Cealaltă poveste este despre cineva care a trebuit să poarte o mască. O mască care îl făcea să arate mai frumos decât era în realitate. A trebuit să poarte masca ani de zile. Când și-a dat jos masca, el a descoperit că fața lui s-a modelat ca să se potrivească în mască. Acum el era cu adevărat frumos la față. Ceea ce a început ca o deghizare a ajuns să devină realitate. Cred că amândouă aceste povestiri mă pot ajuta, prin puterea imaginației de sigur, să ilustrez ce vreau să spun în acest episod. Până acum eu am încercat să descriu realități, ce este Dumnezeu și ce a făcut El. Acum vreau să vorbesc despre aspecte practice. Ce facem noi în continuare? Ce importanță are această teologie? Ce schimbare poate ea să producă? Ea poate să producă o schimbare chiar acum. Dacă ați fost suficient de interesați ca să ascultați până aici, probabil că sunteți suficient de interesați ca să încercați să vă rostiți rugăciunile și orice altceva ați spune, probabil că veți rosti și rugăciunea Tatăl nostru. Primele cuvinte sunt Tatăl nostru. Înțelegi acum ce înseamnă aceste cuvinte? Ele afirmă foarte răspicat că tu te pui în postura de fiu al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tu te pui în postura de Hristos. Sau, cu alte cuvinte, te prefaci că ești Hristos, deoarece, desigur, în momentul în care îți dai seama ce înseamnă cuvintele acestea, devii conștient că tu nu ești un fiu al lui Dumnezeu. Tu nu ești ca și fiul lui Dumnezeu, a cărui voință și ale cărui interese sunt una cu ale lui. Tu ești un pachet de temeri egocentrice, de nădejdi egoiste, de lăcomie, de invidie și de autoînșelare, sortit în totalitate morții. De aceea, într-un fel, această deghizare în Hristos este o farsă dezgustătoare. Dar lucrul ciudat este că tocmai El ne-a poruncit să facem lucrul acesta. De ce? Ce stare să îți închipui că ești ceea ce nu ești? Ei bine, chiar și la nivel uman sunt două feluri de închipuire. Este un fel rău când închipuirea ține locul lucrului real, de pildă când un om pretinde că te va ajuta în loc să te ajute în realitate, dar există și un fel bun de închipuire când aceasta duce la lucrul real. Când nu te simți deosebit de prietenos, dar știi că ar trebui să fii prietenos, cel mai bun lucru pe care îl poți face, foarte adeseori, este să adopți niște maniere prietenoase și să te porți ca și cum ai fi o persoană mai prietenoasă decât ești în realitate. După câteva minute, așa cum am observat cu toții, vei deveni în realitate mai prietenos decât ai fost. Foarte adesea, singurul mod în care poți dobândi o calitate în realitate este să începi să te porți ca și cum ai avea-o deja. Acesta este motivul pentru care jocurile copiilor sunt atât de importante. Ei își închipuie întotdeauna că sunt adulți. Se joacă de-a soldații, se joacă de-a vânzătorii. Dar în tot timpul, ei își întăresc mușchii și își ascut judecata, așa încât faptul că își închipuie că sunt adulți îi ajută să se maturizeze. Acum, în momentul când îți dai seama, iată că eu îmi închipui că sunt Hristos, este extrem de probabil că vei descoperi pe loc un mod în care pretenția aceasta poate fi făcută să fie mai puțin o închipuire și mai mult o realitate vei descoperi câteva lucruri care se petrec în mintea ta și care știi că nu ar fi acolo dacă tu ai fi cu adevărat un fiu al lui Dumnezeu. Ei bine, oprește-le! Sau poate că îți dai seama că, în loc să-ți rostești rugăciunile, ar trebui să fii în birou, scriind o scrisoare, sau în bucătărie, ajutând-o pe soție la spălatul vaselor. Ei bine, du-te și fă lucrul acela. Înțelegi ce se întâmplă? Hristos însuși, Fiul lui Dumnezeu, care este om, la fel ca și tine, și Dumnezeu, ca și Tatăl Său, este de fapt alături de tine și începe deja în momentul acesta să transforme închipuirea ta în realitate. Acesta nu este doar un mod fantezist de a spune că conștiința îți dictează ce să faci. Dacă îți întrebi conștiința ce să faci, vei obține un răspuns. Dacă îți aduci aminte că tu îți închipui că ești Hristos, vei obține un răspuns diferit. Există o mulțime de lucruri pe care conștiința ta s-ar putea să nu le considere de-a dreptul rele, mai ales lucruri care se petrec în mintea ta dar pe care vei vedea imediat că nu poți continua să le faci dacă încerci cu seriozitate să fii ca și Hristos. Tu nu te mai gândești doar la ce este bine și rău. Tu încerci să te molipsești de infecția bună de la o persoană. Lucrul acesta seamănă mai mult cu pictarea unui portret decât cu respectarea unui set de reguli. Lucrul ciudat este că, în timp ce, într-un sens, este mult mai greu decât respectarea unui set de reguli, într-un alt sens este mult mai ușor. Adevăratul fiu al lui Dumnezeu este alături de tine. El începe să te transforme în ceva asemănător cu el însuși. El începe, dacă putem spune așa, să injecteze viața și felul lui de gândire. Zo, a lui în tine. Începe să transforme soldatul de plumb într-un om viu. Partea aceea din tine, care nu-i place transformarea, este partea care încă este de plumb. Unii dintre voi ar putea crede că această experiență este foarte diferită de a voastră. Ați putea spune. Eu nu am avut niciodată sentimentul că aș fi ajutat de un cristos nevăzut, dar am fost ajutat adesea de alți oameni. Lucrul acesta ar fi ca și povestea cu femeia din primul război mondial, care a spus că dacă va fi criză de pâine, ea nu ar fi afectată, deoarece ei mănâncă acasă numai pâine prăjită. Dar dacă nu este pâine, nu va fi nici pâine prăjită. Dacă nu ar exista ajutor din partea lui Hristos, nu ar exista nici ajutor din partea altor oameni. El acționează asupra noastră pe tot felul de căi, nu numai prin ceea ce noi considerăm viața noastră religioasă. El lucrează prin natură, prin trupurile noastre, prin cărți, uneori prin experiențe care par în momentul acela anticreștină. Când un tânăr care a mers la biserică din obișnuință își dă seama că el nu crede în creștinism și încetează să mai meargă la biserică, presupunând că el face lucrul acesta pentru că este sincer și nu doar ca să-i necăjească pe părinți, probabil că Duhul lui Hristos este mai aproape de el decât oricând înainte. Dar, mai presus de toate, Hristos lucrează în noi prin alți oameni. Oamenii sunt oglinzi sau purtători ai lui Hristos la alți oameni. Uneori sunt purtători inconștienți. Această infecție bună poate fi purtată de aceia care nu o au ei înșiși. Oameni care nu au fost creștini ei înșiși m-au ajutat pe mine să devin creștin. De obicei însă, cei care îl cunosc sunt cei care îl duc pe el altora. Acesta este motivul pentru care biserica, totalitatea credincioșilor care și îl arată unii altora pe Hristos, este atât de importantă. Ați putea spune că atunci când doi creștini îl urmează împreună pe Hristos, nu este de două ori mai mult creștinism decât când ei sunt separați ci de 16 ori mai mult. Dar să nu uităm un lucru. La început este firesc pentru un copil nou născut să bea laptele mamei sale fără să-și cunoască mama. Este la fel de firesc să-l vedem pe omul care ne ajută, fără să-l vedem pe Hristos care este în spatele lui. Dar noi nu trebuie să rămânem copii. Noi trebuie să ajungem să-L recunoaștem pe adevăratul dătător. Este o nebunie să nu o facem, deoarece dacă nu-L recunoaștem, noi ne vom baza pe oameni și lucrul acesta ne va ruina. Cei mai buni dintre ei vor face greșeli. Toți vor muri. Noi trebuie să fim recunoscători față de toți oamenii care ne-au ajutat Trebuie să-i cinstim și să-i iubim. Dar niciodată, niciodată nu trebuie să ne bazăm întreaga credință pe un om. Nici chiar dacă este cel mai bun și cel mai înțelept om din toată lumea. Sunt o mulțime de lucruri frumoase pe care le poți face din nisip, dar nu încerca să construiești o casă pe el. Începem să înțelegem acum despre ce vorbește mereu Noul Testament. El vorbește despre faptul că toți creștinii sunt născuți din nou. El vorbește despre îmbrăcarea cu Hristos, despre faptul că Hristos ia chip în noi, despre faptul că trebuie să ajungem să avem felul de gândire al lui Hristos. Scoateți-vă din cap ideea că acestea sunt doar moduri extravagante de a spune că toți creștinii trebuie să citească ce a spus Hristos și să încerce să pună în practică, așa cum cineva citește ce a spus Platon sau Marx și încearcă să pună în practică. Expresiile acestea înseamnă că o persoană reală, Hristos, este aici și acum. Chiar în camera în care îți rostești rugăciunile, și această persoană acționează asupra ta. Nu este vorba de un om bun care a murit în urmă cu 2000 de ani. Este un om viu, om ca și tine și în același timp Dumnezeu, așa cum a fost el când a creat lumea. Unul care vine și intervine în viața ta omorând eul vechi și înlocuindu-l cu un eu ca și al său. La început, numai pentru câteva clipe. Apoi pentru perioade mai lungi. În fine, dacă totul decurge bine, te transformă permanent în ceva diferit, într-un Cristos mic, o ființă care în felul ei are același fel de viață ca și Dumnezeu care este părtașă la puterea, la bucuria, la cunoașterea și la eternitatea lui. Curând după aceasta mai facem alte două descoperiri. Prima. Începem să observăm, în afară de acțiunile noastre păcătoase, păcătoșenia noastră. Începem să ne alarmăm nu numai cu privire la ceea ce facem, ci și cu privire la ceea ce suntem. Lucrul acesta poate să pară dificil și de aceea voi încerca să-l clarific folosind cazul meu. Când ajung la rugăciunea de seară și încerc să-mi amintesc păcatele făcute în ziua aceea, în nouă cazuri din zece, cel mai evident păcat este un păcat împotriva dragostei. M-am îmbufnat, m-am răstit, mi-am bătut joc de cineva, m-am purtat disprețuitor cu cineva, am asaltat pe cineva. Scuza care îmi vine imediat în gând este că provocarea aceea a fost atât de neașteptată încât am fost luat pe nepregătite și nu am avut timp să mă reculeg. Se poate ca aceasta să fie circumstanța mea atenuantă cu privire la acele fapte. Este evident că ar fi mai rău dacă ele ar fi fost deliberate și premeditate. De altă parte, ceea ce face un om când este luat pe nepregătite este cea mai bună dovadă cu privire la felul de om care este el în realitate. Ceea ce iese din om înainte ca să aibă timp să-și pună masca este adevărul. Dacă într-o pivniță sunt șobolani, este mai probabil să-i vezi dacă intri pe neașteptate dar surprinderea nu creează șobolani. Ea îi împiedică doar să se ascundă. În același fel, faptul că o provocare este neașteptată nu mă face pe mine să fiu un om impulsiv. Ea îmi arată doar cât de impulsiv sunt. Șobolanii sunt întotdeauna în pivniță, dar dacă intri în pivniță făcând gălăgie, ei se vor ascunde mai înainte ca să aprins lumina. Se pare că șobolanii resentimentelor și ai spiritului de răzbunare sunt tot timpul în pivnița sufletului meu. Pivnița aceea nu este sub controlul voinței mele conștiente. Eu pot să-mi controlez într-o oarecare măsură faptele, dar nu am control direct asupra temperamentului meu. Și dacă, așa cum am spus anterior, ceea ce suntem contează mai mult decât ceea ce facem, dacă într-adevăr ceea ce facem este în principal o dovadă despre ceea ce suntem, atunci urmează că schimbarea de care am cea mai mare nevoie este o schimbare pe care nu o pot produce eforturile mele voluntare, directe. Principiul acesta se aplică și acțiunilor mele. Câte dintre ele au fost făcute din motive corecte? Câte au fost făcute din teamă de opinia publică sau din dorința mea de a mă expune? Câte dintre ele au fost făcute dintr-un fel de încăpățânare sau dintr-un sentiment de superioritate care, în circunstanțe diferite, ar fi putut să ducă la fel de bine la o acțiune foarte rea? Prin efort moral direct. Eu nu pot să-mi dau mie însumi motive noi. După primii pași în viața creștină, noi ne dăm seama că singurul lucru care trebuie făcut cu sufletele noastre poate fi făcut numai de Dumnezeu. Ajungem astfel la ceva ce a fost foarte neclar în limbajul meu de până acum. A doua. Eu am vorbit ca și cum noi am fi cei care facem totul. În realitate, desigur, Dumnezeu este cel care face totul. Noi, în cel mai bun caz, acceptăm ca Dumnezeu să lucreze în noi. Într-un sens, am putea spune că Dumnezeu este cel care simulează. Dumnezeul tripersonal, am putea spune, vede înaintea sa un animal uman egocentric, lacom, nemulțumit și răzvrătit. Dar el spune: Hai să ne închipuim că aceasta nu este o creatură oarecare, ci Fiul nostru. Este ca și Hristos, în măsura în care Hristos este om, deoarece Hristos a devenit om. Să ne închipuim că seamănă cu Hristos în Spirit. Să-l tratăm ca și cum ar fi ceea ce nu este în realitate. Să ne închipuim pentru a transforma închipuirea în realitate. Dumnezeu te privește ca și cum ai fi un mic Cristos. Cristos este alături de tine ca să te transforme într-un Cristos. Îndrăznesc să spun că ideea aceasta a unei închipuiri divine pare ciudată la început. Dar este oare chiar așa de ciudată? Oare nu este acesta modul în care întotdeauna un lucru superior îl înalță pe cel inferior? O mamă îl învață pe copilul ei să vorbească prin faptul că îi vorbește ca și cum el ar înțelege, cu mult timp înainte ca el să înțeleagă de fapt ceva. Noi îi tratăm pe câinii noștri ca și cum ar fi aproape umani. Acesta este motivul pentru care, în final, ei devin aproape umani. Este creștinismul greu sau ușor? În episodul precedent am luat în discuție ideea creștină a punerii în postura de Hristos, adică să-ți închipui la început că ești fiu al lui Dumnezeu, pentru ca în final să devii un fiu adevărat. Un lucru pe care vreau să-l clarific este că acesta nu este unul dintre multele lucruri pe care trebuie să le facă un creștin și nu este un fel de exercițiu special pentru cei mai buni din clasă. Acesta este tot creștinismul. Creștinismul nu oferă nimic altceva. Aș vrea să arăt prin ce se deosebește el de ideile obișnuite de moralitate sau de a fi bun. Ideea obișnuită pe care o avem noi toți înainte de a deveni creștini este următoarea. Noi luăm ca punct de pornire euul nostru obișnuit, cu diferitele lui dorințe și interese. După aceea recunoaștem că altceva, numiți o moralitate sau conduită decentă sau binele societății, are niște pretenții de la acest eu pretenții care se interferează cu propriile noastre dorințe. Ceea ce noi numim a fi bun echivalează cu cedarea în fața acelor pretenții. Unele dintre lucrurile pe care vrea să le facă eul nostru obișnuit se dovedesc a fi ceea ce noi numim rău. Ei bine, trebuie să renunțăm la ele. Alte lucruri pe care eu nu a vrut să le facă s-au dovedit a fi ceea ce numim bine. Iar pe acestea trebuie să le facem. Dar noi sperăm tot timpul că atunci când vor fi împlinite toate cerințele, sărmanul eu natural va mai avea șansa și prilejul să-și trăiască propria viață și să facă ce îi place. De fapt, noi suntem ca și un om cinstit care își plătește impozitele. El le plătește cinstit, dar speră că îi va mai rămâne suficient încât să trăiască și el. Lucrurile stau așa pentru că noi continuăm să luăm ca punct de plecare eul nostru natural. Câte vreme gândim în felul acesta, este probabil să obținem unul dintre următoarele rezultate. Fie că vom renunța să mai fim buni, fie că vom deveni foarte nefericiți și aceasta pentru că, fără îndoială, dacă vei încerca într-adevăr să satisfaci toate pretențiile adresate eului natural, nu-ți va mai rămâne cu ce să trăiești. Cu cât asculți mai mult de conștiința ta, cu atât ea va pretinde mai mult de la tine. Și eul tău natural, care în felul acesta este înfometat, stânjenit și îngrijorat la fiecare pas, va deveni tot mai furios. În final, fie că vei înceta să mai încerci să fii bun, fie că vei deveni unul dintre acei oameni care, așa cum spun ei, trăiesc pentru alții, dar sunt întotdeauna nemulțumiți și cărtitori, întrebându-se întotdeauna de ce ceilalți nu iau seama la ce fac ei, și astfel se fac singuri martiri. Și, odată ce devii un astfel de om, vei fi o pacoste mult mai mare pentru oricine care trebuie să trăiască cu tine, decât ai fi fost dacă ai fi rămas un egoist neprefăcut. Calea creștină este diferită, mai grea și mai ușoară. Hristos spune, dă-mi totul. Nu vreau o anumită parte din timpul tău, din banii tăi sau din lucrul tău. Eu te vreau pe tine. Eu nu am venit ca să chinui eul tău natural, ci am venit să-l omor. Jumătățile de măsură nu sunt de niciun folos. Nu vreau să tai o ramură de aici și una de colo. Eu vreau să tai tot pomul. Nu vreau să sap un canal în dinte, să-l îmbrac sau să-l plombez, ci vreau să-l scot afară. Predăm eul tău natural în întregime, toate dorințele pe care le consider nevinovate și pe cele pe care le consideri rele, tot ce ai. Îți voi da în schimb un eu nou. De fapt, mă voi da pe mine însumi ție. Voința mea va deveni voința ta. Este și mai greu și mai ușor decât ce încercăm noi toți să facem. Sper că ați observat că uneori, Hristos însuși descrie calea creștină ca fiind foarte grea, alteori ca fiind foarte ușoară. El spune, ia-ți crucea. Cu alte cuvinte, este ca și cum ar urma să fi bătut de moarte într-un lagăr de concentrare. În clipa următoare, el spune, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. El ia în serios ambele afirmații și putem vedea de ce amândouă sunt adevărate. Profesorii spun că cel mai leneș elev din clasă va trebui să muncească cel mai din greu la sfârșit. Ei fac afirmația aceasta cu toată seriozitatea. Dacă le dai la doi elevi să rezolve, să zicem, o teoremă din geometrie, cel care este pregătit să facă efortul va încerca să o înțeleagă. Elevul Leneș va încerca să o învețe pe din afară, deoarece, pentru moment, cere mai puțin efort. Dar, peste șase luni, când ei se pregătesc pentru un examen, elevul Leneș se chinuie ore în șir cu lucruri pe care celălalt elev le înțelege și cu care se delectează în câteva minute. Lenea cere mai mult efort în perspectivă. Putem privi și din alt unghi la această problemă. În luptă, la ascensiunea pe munte, este deseori câte un lucru care cere un efort considerabil, dar, privit în perspectivă, este cel mai bun lucru care poate fi făcut. Dacă îl dai peste cap, peste câteva ceasuri te vei trezi într-un pericol mult mai mare. Soluția lașă este de asemenea soluția cea mai periculoasă. Lucrurile stau la fel aici. Lucrul teribil, lucrul aproape imposibil, este să-ți predai eul lui Hristos. Să-i predai toate dorințele și toate precauțiile tale. Dar este mult mai ușor decât toate lucrurile pe care încercăm să le facem în schimb. Ceea ce încercăm noi să facem este să rămânem noi înșine, să menținem fericirea personală ca scop suprem în viață și în același timp să fim buni. Noi încercăm să permitem minții și inimii să meargă pe calea lor, concentrate asupra banilor, plăcerilor sau ambițiilor, și sperând, în ciuda acestui fapt, să ne comportăm cinstit, curat și umil. Tocmai acesta este lucrul despre care ne-a avertizat Hristos că nu-l putem face. Așa cum a spus el, mărăcinele nu poate face smochine. Dacă eu sunt un câmp care nu conține nimic altceva decât sămânță de iarbă, eu nu pot produce grâu. Orice aș face, eu nu produc decât iarbă și nu grâu. Dacă vreau să produc grâu, schimbarea trebuie să meargă mai adânc decât suprafața. Trebuie să fiu arat și semănat din nou. Acesta este motivul pentru care problema reală a vieții creștine apare acolo unde oamenii nu se așteaptă. Ea apare în clipa când ne trezim în fiecare dimineață. Toate dorințele tale și toate nădejdiile tale pentru ziua aceea aleargă ca niște animale sălbatice. Primul lucru care trebuie făcut în fiecare dimineață este să le faci să se retragă. Ascultând de cealaltă voce, acceptând celălalt punct de vedere, să-i permiți vieții mai mari, mai puternice și mai liniștite să te invadeze. Și așa trebuie să continui toată ziua, dându-te înapoi de la tot zbuciumul și frământarea, ieșind la Lumină. La început, nu putem face lucrul acesta decât pentru câteva clipe dar de la acele clipe, noua viață se va răspândi pretutindeni în sistemul nostru. Deoarece acum noi îi permitem să lucreze în partea care trebuie din noi. Este diferența dintre vopsea, care este aplicată doar la suprafață, și un colorant care pătrunde în toată masa. El nu a vorbit niciodată în termeni vagi, idealiști. Când El a spus, fiți desăvârșiți, El a avut în gând tocmai aceasta. El a vrut să spună că noi trebuie să facem tratamentul complet. E greu, dar genul de compromis după care tânjim noi toți este mai greu de atins. De fapt, este imposibil. Este greu ca un ou să se transforme în pasăre. Ar fi mult mai greu să învețe să zboare dacă ar rămâne tot ou. În prezent, noi suntem ca ouăle. Nu putem continua la nesfârșit să fim doar ouă obișnuite. Trebuie să scoatem pui sau să ne stricăm. Îmi permiteți să revin la ce am spus mai înainte? Acesta este miezul creștinismului. Nu mai este nimic altceva. Este ușor să ne încălcim gândurile în privința aceasta. Este ușor să credem că biserica are o mulțime de obiective diferite, educație, construcție, misiune, ținerea de servicii, la fel cum este ușor să crezi că statul are o mulțime de obiective diferite, militare, politice, economice. Dar, într-un sens, lucrurile sunt mult mai simple. Statul există doar pentru a promova și pentru a ocroti în viața aceasta fericirea obișnuită a oamenilor. Soțul și soția discutând la gura sobei, niște prieteni care joacă biliard, un om care citește o carte în camera sa sau sapă în grădină, iată pentru ce există statul. Și dacă statul nu ajută la prelungirea și ocrotirea unor asemenea momente, toate legile, toate parlamentele, toate armatele, toate tribunalele, toate politicile economice, etc., nu sunt decât o pierdere de vreme. La fel, Biserica nu există pentru nimic altceva decât pentru a atrage oameni la Hristos, pentru a-i face mici cristoși. Dacă ea nu face aceasta, toate catedralele, toți clericii, toate misiunile, toate predicile și chiar Biblia însăși sunt o pierdere de vreme. Acesta este scopul pentru care Dumnezeu a devenit om. Probabil că întregul Univers a fost creat pentru scopul acesta. În Biblie se spune că întregul univers a fost creat pentru Hristos și că totul trebuie să se unească în El. Eu nu cred că vreunul dintre noi poate înțelege cum se va întâmpla lucrul acesta cu întregul univers. Noi nu știm ce trăiește, dacă într-adevăr trăiește ceva, în părțile universului care sunt la milioane de kilometri de Pământ. Nici măcar pe pământ noi nu știm cum se aplică această afirmație la alte creaturi în afară de oameni. La urma urmei ne așteptăm la aceasta. Nouă ni s-a arătat numai planul care ne privește pe noi înșine. Uneori îmi place să mi place să-mi imaginez că pot vedea cum se aplică planul acela la celelalte lucruri. Îmi închipui că pot vedea cum animalele superioare se apropie într-un sens de om atunci când el le iubește și le face mult mai aproape umane decât ar fi altfel. Pot vedea un sens în care lucrurile neînsuflețite și plantele se apropie de om atunci când el le studiază, când le folosește și le apreciază. Și dacă ar exista creaturi inteligente în alte lumi, ele ar putea face același lucru cu lumile lor. S-ar putea că atunci când creaturile inteligente intră în Hristos, ele aduc în felul acesta toate celelalte lucruri împreună cu ele. Dar toate acestea nu sunt decât presupuneri. Ceea ce ni s-a spus este modul în care noi, oamenii, putem fi asimilați în Hristos. Cum putem deveni o parte din darul acela minunat pe care tânărul prinț al Universului vrea să-l ofere Tatălui Său darul care este El însuși și deci noi în El. Este singurul lucru pentru care am fost creați. În Biblie sunt indicii ciudate și înălțătoare că atunci când noi vom fi asimilați în Hristos, o mulțime de lucruri din natură vor începe să devină așa cum au fost rânduite. Coșmarul se va sfârși. Va fi dimineață. Socotirea costului Am întâlnit mulți oameni care au fost deranjați de ceea ce am spus în ultimul episod cu privire la cuvintele Domnului nostru, fiți desăvârșiți. Unii oameni par să creadă că aceste cuvinte înseamnă dacă nu sunteți perfecți, nu vă voi ajuta. Și întrucât noi nu putem fi perfecți, urmează că dacă acest lucru a intenționat el să-l spună, poziția noastră este deznădăjduită. Dar eu nu cred că a intenționat să spună aceasta. Eu cred că el a vrut să spună, singurul ajutor pe care vi-l voi da este ajutorul să deveniți perfecți. S-ar putea ca voi să vreți ceva mai puțin decât aceasta, dar eu nu vă voi da nimic mai puțin. Permiteți-mi să explic. Când eram copil, aveam deseori dureri de dinți și știam că dacă mă duc la mama, ea îmi dă ceva să-mi ia durerea în noaptea aceea și mă lasă să dorm. Dar eu nu mă duceam la mama decât atunci când durerea era foarte mare. Motivul pentru care nu mă duceam era că știam că mama îmi va da aspirină, dar mai știam încă ceva. Știam că a doua zi dimineața avea să mă ducă la dentist. Nu puteam obține de la ea ce vroiam, decât dacă obțineam ceva mai mult, ceva ce nu doream. Eu voiam scăpare imediată de durere, dar nu o puteam obține fără ca dinții mei să fie tratați în mod corespunzător. Eu știam cum sunt dentiștii, știam că ei încep să lucreze la toți ceilalți dinți care încă nu începuseră să mă doară. Ei nu voiau să lase să doarmă câinii care dormitează. Dacă le dai un deget, ei îți iau toată mâna. Ei bine, domnul nostru este ca și dentiștii, dacă îmi permiteți să spun așa. Dacă îi dai un deget, el îți va lua toată mâna. Zeci de oameni merg la el ca să fie vindecați de un anumit păcat de care le este rușine, păcate cum sunt masturbația sau lașitatea fizică, sau care le ruinează viața de fiecare zi, cum sunt lipsa de control sau beția. Ei bine, el îi va vindeca, dar nu se va opri acolo. Se poate ca ei să fi cerut doar atât, dar odată ce l-ai chemat, el îți va da un tratament complet. Acesta este motivul pentru care el i-a avertizat pe oameni să socotească costul înainte de a deveni creștini. Să știi hotărât, spune el, că dacă îmi dai voie, eu te voi face perfect. În momentul în care te lași în mâinile mele, intri în procesul acesta. Nimic mai puțin și nimic altceva. Tu ai voință liberă și, dacă vrei, mă poți da la o parte. Dar, dacă nu mă respingi, să știi că eu voi duce până la capăt lucrarea aceasta. Oricât ai avea de suferit în viața ta pământească, orice purificare de neconceput ar trebui să suferi după moarte. Oricât m-ar costa pe mine, eu nu mă voi odihni și nu te voi lăsa nici pe tine să te odihnești până când nu vei fi literalmente perfect. Până când tatăl meu nu va putea spune fără rezerve că își găsește plăcerea în tine, așa cum a spus că își găsește plăcerea în mine. Lucrul acesta îl pot face și îl voi face. Dar nu mă voi mulțumi cu nimic mai puțin decât aceasta. Și totuși, și acesta este un aspect la fel de important: acest ajutor, care, privind în perspectivă, nu se va mulțumi cu nimic mai prejos de perfecțiunea absolută, va fi delectat cu primele eforturi slabe și șovăielnice pe care le vei face mâine pentru a face lucrul cel mai simplu. Un mare scriitor creștin, George MacDonald, a spus că orice tată este încântat de primele încercări de a umbla ale copilului său. Dar în cazul unui fiu matur, un tată nu este satisfăcut decât cu un umblet bărbătesc, hotărât și liber. În același fel a spus Hristos, este ușor să faci pe placul lui Dumnezeu, dar este greu să-l satisfaci. Consecința practică este următoarea. Pe de o parte, cerința de perfecțiune din partea lui Dumnezeu nu trebuie să te descurajeze în încercările tale actuale de a face binele, și nu trebuie să te descurajeze nici chiar în eșecurile tale prezente. De fiecare dată când cazi, El te va ridica iarăși. El știe perfect de bine că eforturile tale nu te vor duce nici când aproape de perfecțiune. Pe de altă parte, trebuie să-ți dai seama de la bun început că ținta spre care începe El să te direcționeze este perfecțiunea absolută și nicio forță din univers, cu excepția ta, nu-l poate împiedica să te ducă la acea țintă. Acesta este procesul în care ești angajat, și este foarte important să-ți dai seama de lucrul acesta. Dacă nu ne dăm seama, este foarte probabil că vom începe să ne tragem înapoi și să ne împotrivim lui după un anumit punct. Eu cred că mulți dintre noi, când Hristos ne-a dat puterea să înfrângem unul sau două păcate, care erau un chin evident, suntem înclinați să simțim, deși nu o spunem cu glas tare, că acum suntem suficient de buni. El a făcut tot ce i-am cerut să facă și i-am fi îndatorați dacă acum ne ar lăsa în pace. Noi obișnuim să spunem: Nu m-am așteptat niciodată să fiu un sfânt. Am vrut doar să fiu un om de rând, cum se cade. Și când spunem aceasta, noi ne închipuim că suntem umili. Dar aceasta este o greșeală fatală. Bineînțeles că noi nu am vrut niciodată și nici nu am cerut să fim schimbați în făpturile în care urmează să ne transforme El. Dar problema nu este ce am intenționat noi să fim, ci ce ne-a destinat El să fim atunci când ne-a creat. El este inventatorul, noi suntem doar mașinăria. El este pictorul, noi suntem doar tabloul. Cum am putea noi, Știi cum vrea El să fim. Vedeți, El ne-a făcut deja să fim ceva foarte diferit de ce am fost. Cu multă vreme înainte, mai înainte ca să ne fi născut, când eram înăuntrul trupurilor mamelor noastre, am trecut prin diferite stadii. Am fost cândva ca niște vegetale, și apoi ca niște pești. Abia într-un stadiu ulterior am devenit asemănători cu copiii umani. Și dacă am fi fost conștienți în acele stadii primare, îndrăznesc să spun că noi am fi fost mulțumit să rămânem ca niște vegetale sau ca niște pești, dacă nu am fi vrut să fim transformați în copii umani. Dar tot timpul el a cunoscut planul lui pentru noi și era decis să-l ducă la îndeplinire. Ceva de felul acesta se petrece acum, dar la un nivel mai înalt. Se poate ca noi să ne mulțumim să rămânem oameni obișnuiți, dar el este hotărât să ducă la îndeplinire un plan cu totul diferit. A ne trage înapoi de la împlinirea acelui plan nu este umilință, este lene și lașitate. A ne supune nu este înfumurare sau megalomanie, este ascultare. Iată un alt mod de a prezenta cele două laturi ale adevărului. Pe de o parte, nu trebuie să ne imaginăm nici de cum că ne putem baza numai pe eforturile noastre pentru a trăi, măcar în următoarele 24 de ore, ca oameni decenți. Dacă el nu ne susține, niciunul dintre noi nu este ferit de vreun păcat murdar. Pe de altă parte, niciun grad posibil de sfințenie sau de eroism care a fost atins vreodată de vreunul dintre cei mai mari sfinți, nu este dincolo de ce a hotărât el să producă în final în fiecare dintre noi. Lucrarea nu va fi încheiată în viața aceasta, dar el vrea să ne ducă la un stadiu cât mai avansat înainte de moarte. Acesta este motivul pentru care nu trebuie să fim surprinși dacă avem greutăți. Când un om se întoarce la Hristos și pare că îi merge destul de bine, în sensul că unele obiceiuri rele sunt corectate acum, el are deseori sentimentul că ar fi normal ca lucrurile să meargă acum fără probleme. Când vin necazuri, boli, probleme financiare, noi ispite, el este dezamăgit. El are sentimentul că aceste lucruri poate că ar fi fost necesare să-l trezească și să-l facă. Să se pocăiască în zilele lui rele de demult. Dar de ce acum? Deoarece Dumnezeu îl îmboldește acum spre un nivel mai înalt. Îl pune în situații în care va trebui să fie mult mai curajos sau mai răbdător sau mai iubitor decât a visat vreodată că poate fi. Nouă, ni se pare că nu este necesar. Dar lucrurile se petrec așa pentru că noi încă nu avem nici cea mai vagă idee despre lucrul extraordinar pe care vrea El să-L facă din noi. Văd că trebuie să mai împrumut încă o parabolă de la George MacDonald. Imaginează-ți că ești o casă vie. Dumnezeu vine să reconstruiască acea casă. La început poate că nu înțelegi ce face îndreaptă șgheaburile, repara acoperișul ca să nu mai picure și așa mai departe. Știai că acele lucrări trebuiau făcute și de aceea nu ești surprins. Dar în prezent el începe să lucreze în casă într-un mod care doare îngrozitor și care nu are niciun sens. Oare ce are de gând să facă? Explicația este că el construiește o casă cu totul diferită de cea la care te gândeai tu. El construiește o nouă aripă de clădire aici, pune parchet dincolo, înalță niște turnuri, lărgește curțile. Tu ai crezut că el va face din tine o colibă obișnuită, dar el construiește un palat. El însuși intenționează să vină și să locuiască acolo. Porunca fiți de săvârșiți nu este o lozincă idealistă și nici nu este o poruncă de a face imposibilul. El ne va transforma în creaturi care pot asculta acea poruncă. El a spus în Biblie că noi suntem Dumnezei și că El va face să se împlinească cuvintele sale. Dacă îi dăm voie, noi putem să-L și împiedicăm dacă vrem. El îi va face pe cei mai slabi și mai murdari dintre noi Dumnezei, strălucitori, ființe nemuritoare, vibrând de o energie și bucurie, de o înțelepciune și dragoste pe care nu ni le putem imagina acum. O oglindă fără pată, strălucitoare, care reflectă în mod perfect spre Dumnezeu, deși, bineînțeles, la o scară mai mică. Puterea, desfătarea și bunătatea lui nemărginită. Procesul va fi îndelungat și, în anumite părți, foarte dureros. Dar acesta este scopul pentru care suntem cuprinși în el. Nimic mai puțin. El vrea să împlinească ce a spus. Oameni buni sau oameni noi? Domnul Isus vrea să împlinească ce a spus. Cei care se încredințează în mâinile lui vor deveni desăvârșiți, așa cum el este desăvârșit. Desăvârșit în dragoste, în înțelepciune, în bucurie, în frumusețe și în nemurire. Schimbarea nu va fi terminată în viața aceasta, pentru că moartea este o parte importantă a tratamentului. Cât de departe merge schimbarea înainte de moarte într-unul sau altul dintre creștini, este incert. Cred că este momentul potrivit să luăm în discuție o întrebare care a fost pusă deseori: Dacă creștinismul este adevărat, de ce nu sunt toți creștinii, în mod vizibil, mai buni decât toți necreștinii? În spatele acestei întrebări este ceva care este în parte rezonabil și în parte complet nerezonabil. Partea rezonabilă este aceasta. Dacă convertirea la creștinism nu îmbunătățește acțiunile exterioare ale omului, dacă el continuă să fie la fel de snob, de disprețuitor, de invidios sau la fel de ambițios ca și înainte, atunci eu cred că convertirea lui a fost în mare măsură imaginară. Dacă, după convertirea inițială, cineva vrea să vadă dacă a făcut vreun progres, acesta este testul pe care trebuie să-l aplice. Sentimente mai nobile, gânduri noi, un interes mai mare pentru religie, nu înseamnă nimic decât dacă comportarea noastră este mai bună. Tot așa, în timpul unei boli, faptul că te simți mai bine nu este de mare folos dacă termometrul continuă să arate că temperatura ta crește. În sensul acesta, lumea din afară are dreptate să judece creștinismul prin rezultatele lui. Hristos ne-a spus să judecăm după rezultate. Pomul se cunoaște după roade, sau cum spunem noi, dovada că prăjitura este bună stă în faptul că o mănânci. Când noi, creștinii, ne purtăm în mod nepotrivit sau nu ne comportăm bine, noi facem creștinismul neverosimil pentru lumea din afară. O lozincă din timpul războiului ne avertiza că vorbirea neatentă duce la pierderea de vieți. Este la fel de adevărat că trăirea neatentă duce la vorbe. Viețile noastre trăite neglijent fac lumea să vorbească, și noi îi dăm prilej să vorbească într-un fel care aruncă îndoieli. Asupra adevărului creștinismului însuși. Mai este încă un mod în care este nelogic pentru lumea din afară să ceară să vadă rezultate. S-ar putea ca ei să ceară nu numai ca viața fiecărui om să se îmbunătățească atunci când devine creștin, s-ar putea ca ei să ceară ca, înainte de a crede în creștinism, să vadă întreaga lume împărțită clar în două tabere creștini și necreștini, și ca toți oamenii din prima tabără să fie în orice moment, în mod vizibil, mai buni decât toți oamenii din tabăra a doua. Cererea aceasta este nerezonabilă pentru mai multe motive. Primul. În primul rând, situația din lumea reală este mult mai complicată. Lumea nu constă din creștini 100% și necreștini 100%. Sunt oameni, și încă mulți, care încetează treptat să mai fie creștini, dar cu toate acestea își atribuie acest nume. Unii dintre ei sunt clerici. Sunt alți oameni care devin treptat creștini, fără ca ei să se considere deja creștini. Sunt oameni care nu acceptă toată învățătura creștină despre Hristos dar care sunt atât de puternic atrași de el încât ei sunt ai lui, într-un sens mult mai profund decât pot ei înțelege. Sunt oameni de alte religii care sunt călăuziți de influența secretă a lui Dumnezeu, ca să se concentreze asupra acelor părți din religia lor care sunt în armonie cu creștinismul și care astfel aparțin lui Hristos, fără să o știe. De exemplu, un budist de bună credință poate fi călăuzit să se concentreze tot mai mult asupra învățăturii budiste despre milă și să lasă pe plan secundar, deși el poate continua să spună că crede învățătura budistă despre alte lucruri. S-ar putea ca mulți păgâni buni care au trăit cu mult înainte de nașterea lui Hristos să fi fost în această situație. Desigur, întotdeauna au existat mulți oameni care sunt confuzi în gândire și au o mulțime de crezuri amestecate de avalma. În consecință, nu are rost să încerci să emiți judecăți în masă despre creștini sau necreștini. Poți să compari în masă câinii și pisicile sau bărbații și femeile, deoarece în cazul lor se știe fiecare din ce categorie face parte. De asemenea, un animal nu se transformă, treptat sau brusc, din câine în pisică. Dar, când comparăm creștinii, în general, cu necreștinii, în general, de obicei, noi nu ne gândim la oamenii reali pe care îi cunoaștem, ci numai la două idei vagi pe care ni le formăm din romane sau din ziare. Dacă vrei să compari pe un creștin rău cu un ateu bun, trebuie să te gândești la două persoane reale pe care le-ai cunoscut. Dacă nu venim la un caz concret, nu facem decât să ne irosim timpul. Al doilea motiv. Să presupunem că am luat un caz concret și că acum nu vorbim despre un creștin imaginar și despre un necreștin imaginar, ci despre doi oameni reali din cartierul nostru. Chiar și în cazul acesta trebuie să fim atenți să punem întrebarea corectă. Dacă creștinismul este adevărat, atunci ar trebui să fie adevărate și următoarele. A. Orice creștin ar trebui să fie mai bun decât dacă aceeași persoană nu ar fi creștină. B. Orice om care devine creștin va fi mai bun decât a fost înainte. Aplicând același raționament, dacă reclama pentru pasta de dinți super cristal este adevărată, ar trebui a. ca oricine care o folosește să aibă dinți mai buni decât dacă nu ar folosi-o b. calitatea dinților oricărei persoane care o folosește să se îmbunătățească dar să spui că eu, care folosesc pastă de dinți super cristal și care am moștenit dinți răi de la amândoi părinții mei, nu am dinți la fel de buni ca un tânăr negru sănătos care nu a folosit niciodată pastă de dinți? Afirmația în sine nu dovedește că reclamele sunt neadevărate. S-ar putea ca domnișoara Petrescu, care este credincioasă, să aibă o limbă mai ascuțită decât necredinciosul Radu Ionescu. Dar lucrul acesta în sine nu ne spune dacă creștinismul este eficient sau nu. Problema este cum ar fi fost limba domnișoarei Petrescu dacă ea nu ar fi credincioasă, și cum ar fi limba lui Radu Ionescu dacă el ar deveni credincios. Domnișoara Petrescu și Radu Ionescu ca rezultat al unor cauze naturale și al educației, au anumite temperamente. Creștinismul afirmă că va pune amândouă temperamentele sub o nouă conducere, dacă persoanele respective îi vor permite să o facă. Întrebarea pe care poți să o pui este dacă acea nouă conducere, dacă îi se permite să preia controlul, îmbunătățește starea. Oricine știe că ceea ce este coordonat în cazul lui Radu Ionescu este un material mai bun decât ceea ce este coordonat în cazul domnișoarei Petrescu. Nu aceasta este ideea. Pentru a evalua conducerea unei fabrici, nu trebuie să iei în considerare doar produsul fabricii. Dacă ținem seama de condițiile din fabrica A, ar fi de mirare dacă ar produce ceva. Pe de altă parte, ținând seamă de dotarea de primă clasă a fabricii B, deși producția ei este ridicată, s-ar putea să fie mult mai scăzută decât ar trebui să fie. Nu încape îndoială că directorul fabricii A va pune mașini noi cât mai curând posibil, dar este nevoie de timp. Între timp, producția scăzută nu dovedește că el a eșuat. Al treilea motiv. Acum să mergem puțin mai adânc. Directorul va instala mașini noi. Mai înainte ca Hristos să termine lucrarea cu domnișoara Petrescu, ea va fi într-adevăr foarte bună. Dar dacă am rămâne la nivelul acesta, s-ar părea că singurul scop al lui Hristos a fost să o ridice pe domnișoara Petrescu la același nivel la care s-a aflat Radu Ionescu tot timpul. Noi am vorbit, de fapt, ca și cum Radu Ionescu ar fi fost într-o stare bună. Ca și cum creștinismul ar fi ceva de care au nevoie oamenii răi, dar de care cei buni se pot lipsi. Și ca și cum singurul lucru pe care ni-l cere Dumnezeu este să fim oameni buni. Dar aceasta ar fi o greșeală fatală. Adevărul este că, înaintea lui Dumnezeu, Radu Ionescu are la fel de multă nevoie de mântuire ca și domnișoara Petrescu. Într-un sens pe care îl voi explica peste o clipă, faptul de a fi om de treabă abia dacă intră în discuție. Nu te poți aștepta ca Dumnezeu să privească temperamentul liniștit și firea prietenoasă a lui Radu exact așa cum le privim noi. Ele rezultă din cauze naturale pe care le creează Dumnezeu însuși. Fiind doar trăsături de ordin temperamental, ele vor dispare cu totul dacă se modifică digestia lui Radu Ionescu. În realitate, bunătatea este un dar pe care Dumnezeu îl a dat lui Radu Ionescu și nu un dar al lui Radu Ionescu pentru Dumnezeu. Dumnezeu a permis unor cauze naturale, acționând într-o lume pervertită de secole de păcat, să producă în domnișoara Petrescu gândirea îngustă și nervii întinși la maximum, care explică în mare parte răutatea ei. Dumnezeu a intenționat, la timpul potrivit, să corecteze acea parte a ei. Dar, pentru Dumnezeu, nu aceasta este partea esențială a procesului. Ea nu prezintă nicio dificultate. Nu acesta este lucrul care îl îngrijorează. Lucrul pe care îl urmărește, pe care îl așteaptă și la care lucrează, este ceva ce nu este ușor nici chiar pentru Dumnezeu, deoarece, prin însăși natura cazului, el nu îl poate produce printr-un simplu act al puterii sale. El așteaptă să-l vadă petrecându-se atât în domnișoara Petrescu cât și în radu Ionescu. Este ceva ce ei îi vor da de bunăvoie lui Dumnezeu sau ceva ce vor refuza să-i dea? Oare se vor îndrepta ei spre El și vor împlini astfel singurul scop pentru care au fost creați? Voința lor trepidează înăuntrul lor ca și acul unei busole. Dar acesta este un ac care poate alege. El poate indica spre nordul adevărat, dar nu este obligat să o facă. Oare se va roti acul, se va stabiliza și va arăta spre Dumnezeu? El îl poate ajuta să o facă, dar nu îl poate forța. El nu poate, dacă putem spune așa să-și întindă mâna și să-l pună în poziția corectă, pentru că atunci nu ar mai fi voință liberă. Va indica el nordul? Aceasta este întrebarea de care depinde totul. Oare își vor preda domnișoara Petrescu și Radu Ionescu naturile lor lui Dumnezeu? Dacă naturile pe care le predau sau le rețin sunt, în momentul de față, agreabile sau dezagreabile este de importanță secundară. Dumnezeu se poate îngriji de această parte a problemei. Să nu mă înțelegeți greșit. Este cert că Dumnezeu privește o fire dezagreabilă ca pe un lucru rău și deplorabil. Și desigur, el privește o fire agreabilă ca pe un lucru bun, bun ca pâinea, ca lumina sau ca apa. Dar acestea sunt lucruri bune pe care El le dăruiește, iar noi le primim. El a creat nervii sănătoși ai lui Radu Ionescu și digestia lui bună, și Dumnezeu are disponibile multe asemenea calități. Din câte știm noi, pe Dumnezeu nu-l costă nimic să creeze lucruri bune, dar ca să convertească voințele răzvrătite, îl costă răstignirea. Pentru că sunt voințe care pot refuza cererea lui, în oamenii buni, la fel ca și în cei răi. În afară de aceasta, pentru că bunătatea lui Radu era doar o parte a naturii sale, ea se va destrăma la sfârșit. Natura însăși se va destrăma. Cauzele naturale se îmbină în Radu Ionescu pentru a forma un profil psihologic plăcut la fel cum ele se îmbină într-un apus de soare pentru a forma o îmbinare plăcută de culori. Peste puțină vreme, pentru că natura lucrează în felul acesta, ele se vor despărți și îmbinarea pe care au creat-o în ambele cazuri va dispare. Radu Ionescu a avut ocazia să transforme, sau mai degrabă să-i permită lui Dumnezeu să transforme, profilul acela trecător în frumusețea unui spirit etern. Și el nu a folosit ocazia. Avem un paradox aici. Câte vreme Radu nu se întoarce spre Dumnezeu, el crede că bunătatea este a lui. Și câte vreme crede așa, ea nu este a lui. Abia când Radu își dă seama că bunătatea aceasta nu este a lui, ci este un dar de la Dumnezeu, și când i-o oferă din nou lui Dumnezeu, abia atunci începe aceasta să fie cu adevărat a lui. De acum încolo, Radu Ionescu începe să fie părtaș la propria lui creație. Singurele lucruri pe care le putem păstra sunt lucrurile pe care îi le dăruim lui Dumnezeu de bunăvoie. Ceea ce încercăm să păstrăm pentru noi este doar ceea ce vom pierde cu siguranță. De aceea, nu trebuie să ne mirăm dacă întâlnim între credincioși oameni care încă sunt dezagreabili. Dacă te gândești bine, există un motiv pentru care ne putem aștepta ca oamenii dezagreabili să se întoarcă la Hristos în număr mai mare decât ceilalți. Aceasta a fost obiecția oamenilor cu privire la Hristos în timpul vieții Lui pământești. El părea să atragă asemenea oameni mizerabili. Aceasta continuă să fie obiecția oamenilor și va continua să fie întotdeauna. Nu înțelegeți de ce? Hristos a spus, ferice de cei săraci și greu este pentru cei bogați să intre în împărăție. Și nu încape îndoială că el s-a referit în primul rând la cei bogați sau săraci din punct de vedere economic. Dar oare nu se aplică cuvintele lui și la un alt fel de bogăție sau de sărăcie? Unul dintre pericolele de a avea o mulțime de bani este că te poți mulțumi cu genul de fericire pe care ți-l pot da banii, și nu îți dai seama că ai nevoie de Dumnezeu. Dacă totul în viață pare să se realizeze prin semnarea de cecuri, S-ar putea să uiți că în fiecare clipă depinzi cu totul de Dumnezeu. Este foarte adevărat că înzestrările naturale sunt însoțite de un pericol asemănător. Dacă ai nervi sănătoși, dacă ai sănătate, popularitate și dacă ai o educație bună, probabil că vei fi mulțumit cu caracterul tău așa cum este. La ce -mi mai trebuie Dumnezeu? s-ar putea să spui. Ție îți vine ușor să ai o anumită conduită bună. Tu nu ești unul dintre acei oameni care sunt obsedați de sex, care sunt alcoolici, nervoși sau nestăpâniți. Toată lumea spune că ești un om de treabă și, între noi fie vorba, tu ești de acord cu ei. Este foarte posibil ca tu să crezi că toată această bunătate este rodul eforturilor tale. Și se poate să nu simți nevoia pentru o bunătate superioară. Deseori, oamenii care au această bunătate naturală nu pot fi aduși deloc la punctul să recunoască nevoia lor de Hristos, până când, într-o zi, bunătatea naturală îi lasă baltă și automulțumirea lor este spulberată. Cu alte cuvinte, este greu pentru cei care sunt bogați în sensul acesta să intre în împărăție. Lucrurile sunt complet diferite pentru oamenii dezagreabili: oameni mărunți, modești, timizi, depravați, fără vlagă, singuratici, pătimași, senzuali sau dezechilibrați. Dacă ei fac vreo încercare să fie buni. Ei descoperă îndată că au nevoie de ajutor. Ei au nevoie de Hristos pentru că altfel nu pot face nimic. Ei trebuie să-și ia crucea și să-l urmeze, altfel ajung disperați. Ei sunt, într-un sens foarte real și teribil, săracii. Pe ei i-a fericit El. Ei sunt păcătoșii cu care umblă Hristos. Și bineînțeles că fariseii continuă să spună, la fel cum au spus și atunci: Dacă ar fi ceva de capul creștinismului, oamenii aceia nu ar fi creștini. Pentru fiecare dintre noi este aici un avertisment sau o încurajare. Dacă ești o persoană agreabilă, dacă virtutea este un lucru normal pentru tine, fii atent. Se așteaptă mult de la cei cărora li s-a dat mult. Dacă tu crezi că sunt meritele tale cele care, în realitate, sunt daruri pe care ți le-a dat Dumnezeu prin firea ta, și dacă te mulțumești să fii doar om de treabă, tu continui să fii un rebel. Și toate acele daruri vor face doar ca să fie mai îngrozitoare căderea ta vor face corupția ta mai complicată și exemplul tău rău mai dezastruos. Diavolul a fost cândva un arhanghel. Înzestrările lui naturale au fost atât de superioare în comparație cu ale tale, cum sunt ale tale în comparație cu ale unui cimpanzeu. Dar dacă tu ești o făptură sărmană, otrăvită de o educație proastă, într-o casă plină de gelozii vulgare și de certuri fără sens, stăpânit fără voia ta de vreo perversiune sexuală dezgustătoare, chinuit zi de zi de un complex de inferioritate care te face să te răstești la cei mai buni prieteni ai tăi, nu dispera. Hristos știe totul tu ești unul dintre săracii pe care i-a binecuvântat El. Hristos știe cât de hârbuită este mașina pe care încerci să o conduci. Perseverează. Fă tot ce poți. Într-o zi, poate într-o altă lume, dar poate mai curând, El o va arunca la fier vechi și îți va da o mașină nouă. Și atunci s-ar putea să ne uimești pe toți, și pe tine însuți, pentru că tu ai învățat să conduci într-o școală severă. Unii dintre cei de pe urmă vor fi cei din tâi, și unii dintre cei din tâi vor fi cei de pe urmă. Bunătatea, o personalitate sănătoasă, completă, este un lucru excelent. Prin toate mijloacele medicale, educaționale, economice și politice care ne stau în putere, noi ar trebui să încercăm să producem o lume în care cât mai mulți oameni cu putință să crească buni. La fel cum trebuie să încercăm să producem o lume în care toți să aibă mâncare din belșug. Dar nici măcar atunci când am reușit să-i facem pe toți buni. Noi nu trebuie să presupunem că sufletele lor nu au nevoie de mântuire. O lume de oameni buni, mulțumiți în bunătatea lor, care nu mai doresc altceva, care se îndepărtează de Dumnezeu, ar fi o lume care are nevoie la fel de disperată de mântuire ca și o lume nefericită. Și poate că este o lume mai greu de mântuit. Simpla îmbunătățire nu este mântuire, deși mântuirea îmbunătățește întotdeauna viața oamenilor, chiar și aici și acum, iar în final o va îmbunătăți într-o măsură pe care încă nu ne-o putem imagina. Dumnezeu a devenit om ca să transforme creaturile sale în fii, nu doar ca să producă oameni vechi mai buni ci ca să producă un nou fel de oameni. Nu este ca și cum l-ai învăța pe un cal să sară tot mai bine, ci ca și cum l-ai transforma într-o făptură în aripată. Desigur, când va avea aripi, va sări peste garduri care nu ar fi putut fi sărite și astfel îl va învinge pe calul natural tocmai acolo unde acesta excela dar se poate să fie o perioadă când aripile abia încep să crească, când el nu poate zbura. Și în stadiul acela, umflăturile de pe umerii lui, nimeni n-ar putea spune doar privindu-le că vor deveni aripi. S-ar putea să-i dea chiar o înfățișare penibilă. Dar poate că am petrecut deja prea mult timp cu această problemă. Dacă ceea ce vrei este un argument împotriva creștinismului, și eu îmi aduc bine aminte cu cât ardoare am căutat un asemenea argument când am început să mă tem că creștinismul este adevărat. Poți să găsești cu ușurință vreun creștin stupid și nesatisfăcător și să spui: Iată omul nou cu care te-ai lăudat atâta, dă mi mie pe cel vechi. Dar dacă ai început să îți dai seama că creștinismul este probabil adevărat, Vei ști în inima ta că, de fapt, încerci să eviți problema. Ce poți tu cunoaște, de fapt, cu privire la sufletele celorlalți oameni, cu privire la ispitirile, la oportunitățile și la luptele lor? Este un singur suflet din toată creația pe care îl cunoști. Și este singurul a cărui soartă este pusă în mâinile tale. Dacă există un Dumnezeu, tu ești, într-un sens, singur cu el. Nu-l poți amâna cu speculații despre vecinul tău de vis-a-vis -vis, sau cu amintiri din ce ai citit în cărți. La ce va folosi toată vorbăria și toate presupunerile, oare ți le vei mai aminti, când ceața anestezică pe care o numim natură, sau lumea reală se va mistui și prezența lângă care te-ai aflat întotdeauna va deveni palpabilă, imediată și inevitabilă. Oamenii noi În episodul precedent am comparat lucrarea lui Hristos de facere a oamenilor noi cu procesul de transformare a unui cal într o făptură în aripată. Am folosit exemplul acesta extrem pentru a sublinia ideea că nu este vorba de o simplă îmbunătățire, ci de o transformare. Cea mai apropiată paralelă din lumea naturală este întâlnită în cazul transformărilor remarcabile pe care le putem produce în unele insecte dacă le tratăm cu anumite radiații. Unii oameni cred că acesta este modul în care a operat evoluția. Modificările din creaturi, modificări de care depinde totul, s-ar putea să fi fost produse de radiații venite din spațiul cosmic. Desigur, odată ce au apărut aceste modificări, au început să acționeze asupra lor ceea ce ei numesc selecție naturală adică modificările favorabile supraviețuiesc, iar celelalte se sting. Poate că omul modern înțelege ideea creștină mai bine dacă face legătura cu evoluția. Toată lumea știe despre evoluție, deși, desigur, unii oameni educați nu o cred. Tuturor ni s-a spus că omul a evoluat din forme inferioare de viață. De aceea, oamenii se întreabă deseori: Care este pasul următor? Ce va apare după om? Unii scriitori cu imaginație încearcă uneori să descrie acest pas, supraomul, cum îl numesc ei. Dar, de obicei, ei nu reușesc decât să zugrăvească o ființă mult mai rea decât omul, așa cum îl cunoaștem noi. Și, după aceea, încearcă să compenseze aceasta prin faptul că îl înzestrează cu picioare sau cu mâini foarte lungi. Dar să presupunem că pasul următor ar fi ceva mult mai diferit de stadiile anterioare decât își poate imagina cineva. Nu este oare foarte probabil să fie așa? În urmă cu sute de mii de ani, au apărut creaturi foarte bine protejate. Cu o armură groasă. Dacă cineva ar fi urmărit atunci cursul evoluției, probabil că s-ar fi așteptat ca aceste armuri să devină tot mai solide. Dar ar fi greșit. Viitorul rezerva ceva la care nu se aștepta nimeni atunci. Viitorul avea să producă animale mici, neprotejate, fără blană, dar care aveau o minte mai bună. Și cu mintea aceea, ei aveau să stăpânească întreaga planetă. Ei nu aveau să aibă doar mai multă putere decât monștrii preistorici, ci aveau să aibă un nou gen de putere. Pasul următor nu numai că avea să fie diferit, ci avea să fie un nou gen de diferență. Râul evoluției nu avea să curgă în direcția în care l-a văzut observatorul acela. De fapt, avea să facă o cotitură bruscă. Mi se pare că cele mai larg acceptate presupuneri cu privire la stadiul următor fac același gen de greșală. Oamenii văd sau cel puțin cred că văd, cum ființa umană își dezvoltă un creier mai mare și dobândește o stăpânire mai mare asupra naturii. Deoarece ei cred că râul curge în direcția aceea, ei își închipuie că va continua să curgă în acea direcție. Dar eu nu pot să nu cred că stadiul următor va fi realmente nou. El va merge într-o direcție pe care nu am fi putut-o visa niciodată. Dacă nu ar fi așa, nici nu ar merita să fie numit un stadiu nou. Ar trebui să ne așteptăm nu numai la diferență, ci la un nou gen de diferență. Ar trebui să ne așteptăm nu numai la o simplă schimbare, ci la o nouă metodă de a produce schimbarea. De fapt, ar trebui să ne așteptăm ca stadiul următor al Evoluției să nu fie un stadiu al Evoluției. Ar trebui să ne așteptăm ca însăși Revoluția ca metodă de producere a schimbării să fie înlocuită. În fine, nu ar trebui să fim surprinși dacă, atunci când se va petrece lucrul acesta, foarte puțini oameni vor observa ce se întâmplă. Ei bine, dacă vrei să vorbești în acești termeni, concepția creștină este tocmai că stadiul următor a apărut deja și este cu adevărat nou. Nu este o schimbare de la oameni inteligenți la oameni mai inteligenți. Este o schimbare care merge într-o direcție cu totul diferită. O schimbare de la a fi creaturi ale lui Dumnezeu la a fi copii ai lui Dumnezeu. Primul caz a apărut în Palestina în urmă cu 2000 de ani. Într-un sens, această schimbare nu este nici de cum evoluție, deoarece nu este ceva ce rezultă dintr-o desfășurare naturală a evenimentelor, ci este ceva ce vine în natură din afara ei. Dar, tocmai la așa ceva trebuie să ne așteptăm. Noi am ajuns la ideile noastre despre evoluție prin studierea trecutului. Dacă există noutăți pregătite în viitor, atunci ideea noastră, bazată pe trecut, nu le va cuprinde. De fapt, acest stadiu nou se deosebește de toate celelalte, nu numai prin faptul că vine din afara naturii, ci și prin alte câteva trăsături. Prima: Nu este realizat prin reproducere sexuală. Ar trebui oare să fim surprinși de acest lucru? A existat un timp când nu a existat sexul. Dezvoltarea a avut loc prin metode diferite. În consecință, ne putem aștepta să vină o vreme când sexul va dispare sau, și aceasta se petrece în realitate, un timp când sexul, deși continuă să existe, încetează să mai fie principalul canal de dezvoltare. A doua. În stadiile primare de dezvoltare ale organismelor vii, ele nu au avut de ales sau au avut prea puțin de ales în ce privește pasul nou. Progresul a fost în principal ceva ce s-a petrecut cu ele, nu ceva ce au făcut ele. Dar noul stadiu trecerea de la a fi creaturi la a fi copii este voluntar, cel puțin într-un sens. Nu este voluntar în sensul că noi înșine am fi putut alege sau l-am fi putut imagina, dar este voluntar în sensul că atunci când ne este oferit, îl putem refuza. Dacă vrem, ne putem retrage, putem să rămânem în pătrățica noastră, și să lăsăm omenirea nouă să înainteze fără noi. A treia. Am spus că primul caz a fost cel al lui Hristos. El este mult mai mult decât atât. El nu este doar un om nou, un specimen dintr-o specie, ci el este omul nou. El este originea, centrul și viața tuturor oamenilor noi. El a venit în universul creat, a venit de bunăvoie, aducând cu sine Zo, viața nouă. Vreau să spun, desigur, că Zo a existat din totdeauna în sferele ei. El transmite această viață nouă nu prin ereditate, ci prin ceea ce am numit infecția bună. Oricine care o primește, o primește prin contact personal cu el. Alți oameni pot deveni noi prin faptul că sunt în el. A patra. Acest pas este făcut mult mai repede decât cei precedenți. În comparație cu dezvoltarea omului pe această planetă, răspândirea creștinismului în rasa umană pare să fie ca un fulger. 2000 de ani nu sunt aproape nimic în istoria Universului. Să nu uităm niciodată că noi suntem încă primii creștini. Dezbaterile actuale dintre noi, rele și nefolositoare, sunt, sperăm, o boală a copilăriei. Abia acum ne ies dinții. Lumea din afară, fără îndoială, crede tocmai contrariul. Ea crede că noi murim de bătrânețe. Dar ea a mai crezut de multe ori lucrul acesta. Mereu, mereu a crezut că creștinismul este pe moarte, din pricina persecuției din afară sau a corupției dinăuntru, din pricina ridicării mahomedanismului din pricina progresului științelor naturii, din pricina ridicării marilor mișcări revoluționare anticreștine. Prima dezamăgire a fost legată de răstignire. Omul Hristos a înviat. Într-un sens, și îmi dau seama cât de îngrozitor de nedrept trebuie să li separă, lucrul acesta s-a repetat mereu de atunci încoace. Ei continuă să ucidă lucrul pe care l-a început el. Și, de fiecare dată, tocmai când ei bătătoresc pământul pe groapa creștinismului, aud dintr-o dată că este viu și că a izbucnit în vreun loc nou. Nu este de mirare că ei ne urăsc. A cincea trăsătură. Miza este mare. Dacă ar fi eșuat la unul dintre stadiile anterioare, creatura ar fi pierdut, în cel mai rău caz, puțini ani de viață pe acest pământ. Dar foarte adesea nu a pierdut nici măcar atât. Dar dacă eșuăm la acest pas, pierdem un premiu care este infinit, în cel mai strict sens al cuvântului. Acum a susit momentul critic. În cursul secolelor. Dumnezeu a călăuzit natura până la punctul în care a produs făpturi care, dacă vor, pot fi luate direct din natură și pot fi transformate în Dumnezei. Oare vor accepta ele să fie transformate? Într-un fel, este ca și criza nașterii. Până când ne decidem să-L urmăm pe Hristos, noi încă suntem părți din natură. Suntem încă în pântecele marii noastre mame. Sarcina ei a fost purtată mult cu durere și teamă, dar acum a ajuns la punctul culminant. A sosit momentul cel mare. Totul este pregătit. Doctorul a sosit. Oare se va desfășura nașterea fără probleme? Bineînțeles că se deosebește de o naștere obișnuită printr-un aspect important. Într-o naștere obișnuită, copilul nu are de ales. În cazul acesta, copilul poate alege. Mă întreb ce ar face un copil obișnuit dacă ar putea alege. S-ar putea să prefere să rămână în locul întunecos, cald și sigur din pântece, pentru că ar crede că pântecele înseamnă siguranță. Dar alegerea ar fi cât se poate de greșită, pentru că dacă ar rămâne acolo, ar muri. În concepția creștină, nașterea a avut deja loc. Pasul nou a fost întreprins și continuă să fie întreprins. Oamenii noi sunt presărați deja aici și acolo pe tot pământul. Unii dintre ei, așa cum am admis, sunt greu de recunoscut, dar alții pot fi recunoscuți. Îi întâlnești din când în când. Vocile și fețele lor sunt diferite de ale noastre, mai puternice, mai liniștite, mai fericite, mai radioase. Ei încep calea acolo unde au abandonat-o cei mai mulți dintre noi. Ei pot fi recunoscuți, după părerea mea, dar trebuie să știi ce să cauți. Ei nu se vor asemăna cu ideea pe care ne-am format-o noi din lecturi despre oamenii religioși. Ei nu atrag atenția asupra lor înșile. Ai tendința să crezi că tu te porți frumos cu ei, când de fapt ei se poartă frumos cu tine. Ei te iubesc mai mult decât alți oameni, dar au mai puțină nevoie de tine. Trebuie să depășești stadiul când dorești ca alții să aibă nevoie de tine. Pentru unii oameni buni, mai ales pentru femei, aceasta este ispita la care rezistă cel mai greu. De obicei, va părea că ei au foarte mult timp disponibil, Temir de unde au atâta timp. Când l-ai recunoscut pe unul dintre ei, pe următorul îl vei recunoaște mult mai ușor. Părerea mea, dar de unde aș putea ști? Este că ei se recunosc unul pe altul imediat și fără greș, trecând peste orice barieră de culoare, sex, clasă socială, vârstă sau chiar crez. În sensul acesta, a deveni sfânt poate fi comparat cu a deveni membru al unei societăți secrete. Exprimându-ne în termeni foarte modești trebuie să fie foarte amuzant. Nu trebuie să vă imaginați însă că oamenii noi sunt, în sensul obișnuit, toți la fel. Multe dintre lucrurile pe care vi le-am spus în această ultimă parte v-ar putea determina să credeți acest lucru. A deveni om nou înseamnă să pierzi ceea ce noi numim eul tău. Trebuie să ieșim din noi înșine și să intrăm în Hristos. Voința Lui va deveni voința noastră și trebuie să gândim gândurile Lui, să avem gândirea Lui Hristos, cum spune Biblia. Dacă Hristos este unul și dacă El trebuie să fie în noi toți, oare nu ar trebui să fim exact la fel? S-ar părea să fie așa, dar în realitate nu este așa. Este dificil să găsim aici o ilustrație potrivită, deoarece, desigur, nu există două lucruri în natură care să fie legate între ele prin aceeași relație ca și creatorul și creaturile sale. Voi încerca totuși să vă dau două ilustrații imperfecte, care să vă ajute să vă formați o idee despre adevăr. Închipuiți-vă o mulțime de oameni care au trăit întotdeauna în întuneric. Ajungeți între ei și încercați să le descrieți cum este lumina. Ați putea să le spuneți că, dacă vor ieși la lumină, acea lumină va cădea asupra lor și ei o vor reflecta, și vor deveni astfel vizibili. Nu este oare posibil ca ei să-și imagineze că, întrucât ei vor primi aceeași lumină și toți vor reacționa față de ea în același fel? Adică o vor reflecta, toți vor arăta la fel? Cu toate acestea, noi știm că lumina va scoate la iveală diferențele dintre noi. Și, iarăși, să presupunem că un om nu ar ști nimic despre sare. Îi dai puțină sare și el simte un gust aparte foarte puternic. După aceea, îi spui că oamenii din țara aceea. Folosesc sare în toate mâncărurile lor. Ar fi posibil ca el să răspundă: În cazul acesta, cred că toate mâncărurile voastre au exact același gust, pentru că gustul acelei substanțe pe care mi-ai dat-o să -o gust este atât de puternic încât va anihila gustul oricărui alt ingredient. Dar noi știm că efectul sării este tocmai opus. Departe de a anihila gustul ouului, al cărnii și al verzei. Sarea scoate la iveală gustul lor. Ele nu își dezvăluie adevăratul gust decât după ce ai adăugat sarea. V-am avertizat că aceasta nu este o ilustrație foarte bună, deoarece poți anihila gustul celorlalte ingrediente dacă pui prea multă sare. În timp ce nu poți anihila gustul personalității umane, dacă pui prea mult Hristos. V-am spus că este doar o încercare de a ilustra adevărul. Cam așa ceva se petrece când Hristos este în noi. Cu cât dăm la o parte mai mult ceea ce numim euul nostru și îi permitem lui Hristos să preia controlul, cu atât devenim mai mult cu adevărat noi înșine. Hristos este atât de mare încât milioane și milioane de Hristoși mici, care se deosebesc unii de alții, nu sunt destui ca să-L prezinte pe El de plin. El i-a făcut pe toți. El a inventat, așa cum un autor inventează personajele dintr-un roman, ceea ce suntem destinați să fim tu și eu, oameni noi, diferiți. În sensul acesta, adevăratul nostru eu ne așteaptă în el. Nu are rost să încerc să fiu eu însumi fără el. Cu cât mă împotrivesc lui mai mult și cu cât încerc mai mult să trăiesc pe cont propriu, cu atât voi fi mai dominat de ereditatea mea, de educația mea, de mediul în care trăiesc și de dorințele mele naturale. De fapt, ceea ce numesc cu atâta mândrie euul meu, devine doar un loc de întâlnire pentru șiruri de evenimente pe care eu nu le-am pornit și nici nu le pot opri. Ceea ce numesc dorințele mele sunt de fapt doar dorințele stârnite în mine de organismul meu fizic. Pompate în mine de gândurile altor oameni sau chiar sugerate de demoni. O omletă, niște alcool și un somn bun vor fi adevăratele origini ale deciziei cu care mă laud că am luat-o eu însumi, cu discernământ, de a mă culca cu tânăra care stă pe cealaltă banchetă în vagonul de tren. Propaganda va fi adevărata origine a idealurilor mele politice personale. În starea mea naturală, eu nu sunt o persoană atât de completă cum îmi place să cred. Cea mai mare parte din ceea ce numesc euul meu poate fi explicată foarte ușor. Când vin la Hristos, când mă dăruiesc personalității lui Abia atunci încep să am cu adevărat o personalitate proprie. La început am spus că au existat personalități în Dumnezeu. Acum vreau să merg mai departe. Nicăieri altundeva, în afară de Dumnezeu, nu există adevărate personalități. Până când nu te vei dărui pe tine însuți lui, tu nu vei avea un eu real. Identitatea personalității este de așteptat să fie întâlnită mai mult între cei mai naturali oameni, nu între aceia care s-au predat lui Hristos. Ce asemănare monotonă este între toți tiranii și cuceritorii. Ce diferență glorioasă este între toți sfinții. Trebuie să fie o predare reală a euului trebuie să-l lepezi orbește, dacă pot spune așa. Hristos îți va da cu adevărat o personalitate reală, dar nu trebuie să mergi la el doar de dragul acestui lucru. Câtă vreme ceea ce te interesează este personalitatea ta, tu nu te apropii deloc de el. Primul pas este să încerci să uiți cu totul de eul tău. Eul tău, real și nou, care este al lui Hristos și al tău, care este al tău tocmai pentru că este al lui, nu va apare câtă vreme tu îl cauți. Va apare atunci când îl vei căuta pe Hristos. Ți se pare ciudat? Tu știi că același principiu este valabil în multe probleme cotidiene. Chiar și în viața socială, tu nu vei face o impresie bună asupra oamenilor decât atunci când vei înceta să te gândești la impresia pe care o faci asupra lor. În literatură și în artă, niciun autor care caută cu orice preț originalitatea nu va fi original. În timp ce, dacă nu încerci decât să povestești adevărul, fără să-ți pese câtuși de puțin de câte ori a fost povestit în trecut, în 90% din cazuri vei deveni original fără să-ți dai seama. Principiul se aplică în toate aspectele vieții. Dăruiește-te pe tine însuți și atunci vei găsi adevăratul tău, eu. Pierdeți viața și o vei salva. Supune-te la moarte... Moartea ambițiilor și a dorințelor tale favorite în fiecare zi și în final moartea întregului tău trup. Supune-te cu fiecare fibră din ființa ta și atunci vei găsi viața veșnică. Nu reține nimic pentru tine. Nimic din ce păstrezi nu va rămâne cu adevărat al tău. Nimic din tine care nu a murit nu va fi înviat din morți. Privește la tine însuți și vei descoperi în viitor numai ură, singurătate, disperare, mânie, ruină și descompunere. Privește însă la Hristos și îl vei găsi pe El, iar împreună cu El vei primi toate celelalte lucruri. Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.